Cred că oamenii au foarte multe motive să fie speriați de viitor pentru că multe lucruri se schimbă și cred că mesajele astea de hai înapoi, că acolo știm cum e, știi cum e zona de confort, dar În zona de confort te ține unde știi, chiar dacă e rău, vă măcar știm, ne descurcăm. Când vezi că lucrurile se schimbă atât de mult. Da, îl îl Cunoaștem și când, viitorul. Nu. Și când cei care emit viziuni despre viitor nu vin cu soluții concrete prin care să îi reformeze sau să îi să le dea o nouă șansă de a se integra. Păi asta nu avem. Ce spune domnul Nețiu? Da, am am făcut România renaște. Da. Să oferim un proiect care poate fi pe oamenilor, dar să poată crede în el. Votăm pe PSD în continuare, merge bine așa? Ești mulțumit? Păi nu merge bine așa, asta e problema, dar nu merge nici suficient de rău ca să ieșim în stradă și să ne educăm și să ne trezim. Bă, asta cred eu acum, nu știu, discuțiile astea. Cred că, cred că, cred că merge și așa, încă merge, ne-am învățat să tolerăm niște lucruri. Tipping point-ul vine foarte repede. România nu are suficient de multă inerție încât chestia asta să nu ne vine repede peste ochi. A Câte? avut un 89 exact. Putem fi de acord, spre exemplu, că cursul leu euro este ținut în frâu de Banca Națională? Da. Crezi că o să-l și după alegeri? Să-i dea Dumnezeu sănătate, să nu pățească ceva mi mugur că e nasul. Uite, vezi, tot la te gândești. Șeful, să aibă grijă șeful Bă, de noi. Deci nu, dar așa, așa, e, ținută, de ani de zile bune, adică nu-i doar acum, că în viitor. Așa e ținută. Până găsește unul suficient de... Cum a făcut Soros în Marea Britanie. Știu. Dacă își găse, un act de cojoc se va găsi. Dacă cineva îl prinde cu balanța dezechilibrată, ne arde de nu ne mai trezim de acolo. Da, mă, dar dacă începem cu conversația asta, oamenii o să, o să fugă și o să spună că suntem alarmiști, că suntem din ăia care avem ceva interese obscure prin care vrem să-i speriem ca să facă ceva. Noi trebuie să ne ducem nu. cu metode mai simple de educație. Este vina noastră okay. că oamenii nu învață. Nu suntem suficient de elogvenți, nu suntem suficient de ușori în procesul de educare, nu suntem suficient de apropiați de ei, nu suntem acolo unde sunt ei, ne ducem altundeva și ei trebuie să facă efort. Eu cred că toți liderii de opinie din România Trebuie să se dea jos din poză și să se ducă între oameni înapoi. Nu avem altă șansă. Da, să asta, de... asta fac cei care câștigă alegerile? Păi nu ăștia care câștigă alegerile, liderii de opinie valoroși ai României, nu ăia care se duc cu corturi. Care mă, fac... mai sunt? Bă, cât sunt? 100? O 1000? O Hai să facem un curs gratuit pentru toți care vor să vorbească în public și vor să facă podcast, vor să facă conținut, vor să facă ceva. Hai să învățăm că avem o grămadă de, de lucruri pe care le-am învățat în chestia. Hai să formăm C mii ce de ce voci. Cu Hai să formăm mii de voci. Trebuie să admitem că ritmul nostru de dezvoltare este un pic prea lent pentru vremurile actuale. Ești politică acum, nu? Vrei să fii politică -lico? Rămânem prea rău în urmă. Da. Noi am crezut că ăștia stau și noi mergem în ce și prindem din urmă. Când da. polul, ăștia au alergat. Și noi am rămas exact. puțin mai în față decât de unde am plecat, dar ne uităm și zicem, bă, ăștia tot acolo. Le găsim problemele. Lasă-mă că să așa, că iasă niște roboți, că niște nu știu ce. Dar rămânem să continuăm yeah. continu să fim în aceeași paradigma noastră de slow learner și uh, late bloomer. Păi înseamnă că... asta că noi nu alergăm pe la stadion. Nu, noi alergăm pe, pe a, o carale, Pe, pe Imaș. Da, pe Imaș. Noi credem că suntem tari. Noi nu avem cum să ajungem din urmă, că sunt pe o pistă de stadion cu 100.000 de, de spectatori și noi alergăm pe tăpșa. Salutare tuturor și bine m-am regăsit la o ediție specială a IGDLCC, adică informații gratis despre cu care costă, iar anul acesta o să fie gratis. Mici. <laughs> Stai, se mi pur mai bine. O să dea mici la toată lumea. <laughs> Ce intro! <laughs> Intre... Nu, să fie cu mici? Ba, da, o să intrăm în era micilor. nu e așa? Da? Reintrăm. Reintrăm. Că și și ca bere. Și bere, mă, că e vară. Păi nu-i lași pe oameni așa. Exact. exact. Trebuie să-i revergorăm. O știi pe aia? Redevenim așadar populari astăzi, pentru că am adus cei mai populari doi invitați de la IGDLCC din istoria noastră. Îi avem în ordinea numelor de pe că o să ne zică despre tricourile lor. Hai să luăm hmm. pe vârstă după senioritate, domnul profesor Dumitru Borțun, mm. cel, cel mai îndrăgit profesor din România, aș vrea să bine mulțumesc. ați revenit, și... <gântu> <gântu> aș mai. <gântu> cel, mai... Și, cel mai... Și acum ar, să spun ceva. Bă, mă Ce? fac și eu profesor de antreprenori, încet, încet, că tare îmi place chestia asta și mare parte din timp stau cu ei, să vorbesc cu ei, să-i ajut, că... Bă, tare multe lucruri avem de recuperat. Cristian profesorul de antreprenori, frate. Bun, e bună. E bună? Da, are și cursuri la... Nu aveți cursuri la Am avut trei ani, dar nu am avut. Nu mai. Nu am mai putut. Deci cum, cum, era aia cu afacereza? În cancelare am zis, ce mă și cu Toată lumea predă aici. înainte da. era aia cu reclama cu afacereza, la tine cu antreprenoreza. Da. E și afacereza. Și afacereza? Da, mai e bună vorbești și afacereza? E bună și aia, da. Da. Așadar, astăzi avem o ediție specială pentru că intrăm în campanie electorală și înainte de orice, de orice campanie electorală vreau să-mi fac mie promovare puțin de reclamă electorală pentru Kiresti Summit, la care cei doi din imagine alăturată de aici au fost speakeri la prima ediție și vor fi invitați musafiri la ediția a doua. Dacă insistă publicul, îi băgăm în sesiunea de întrebări și răspunsuri cu fanii noștri, cu cei care vor lua biletele VIP, cu oamenii care ne sunt cel mai mult. E acum, să vedem dacă dau comentarii, dacă nu, nu venim. Adică venim doar așa, să dăm o privire, să dăm o... Antreprenorul, ați văzut? Da. Call to e da. important, mă. Exact. Uite lumea. Așa, uh, și-au venit și cu tricori, îl las să-și facă puțin promo la tricori, după vă spunem de ce ne-am adunat aici, pentru că v-am dat un pic de uh, nadă, cum se dă nadă, am dat na nadă. da. am dat bait. Pentru că astăzi vrem să vă vindem și un pic de politică. Uh, dintre noi toți care ne-am uh, sătura de politică, ăștia doi s-au băgat. Bă, nu că ne-am băgat, ne-am... Uh ne-am uh, implicat în educația oamenilor pentru a lua o decizie corectă, educată, sănătoasă, care să, să, ajute țara asta și să ajute indivizii. Pentru că, tocmai vorbeam că a fost și domn profesor la cursul meu de acum vreo trei zile sau două zile când l-am făcut, și uh, eu am crezut că ne descurcăm mai bine. Am zis, băi, antreprenorilor, veniți încoace să vorbim, că avem de... trebuie să ne reîmprietenim cu cu un stat care nu ne-a băgat în seamă, ne-a ignorat, cu toate că noi suntem 500 și ceva de mii de, de companii care Mai producem peste, 400, peste, 400, peste 40% din produsul, din, din, taxele pe care le colectează statul, 10% livrează mici întreprinzători, aia până în 100 de mii sau 50 de mii de european, sau până în 100 de mii de european, și corporațiile și mari industriași dau 40%. Doar că ea sunt 1000, noi suntem 500 și ceva de mii. Și atunci noi nu suntem împreună, noi avem problema asta că nu suntem împreună și nu suntem pregătiți pentru întâlnirea cu un stat care să zicem că ar fi deschis deodată și care înțelege care are aceleași obiective, că produsul intern brut este stimulat tot de noi și de consumul nostru, consumul firmelor noastre, consumul statului da. plus exporturile pe la care putem să contribuim minus importurile. Și atunci, noi avem teoretic interese comune. Dacă ne ajută Dumnezeu, și în alegerile astea vor ieși niște oameni cu. cu, cu... cu viziune. Să spun, cu viziune, înainte de toate, și cu dorință de a face lucruri în încrengătura asta, măcar să fim pregătiți să ne întâlnim cu ei, să știm ce să le cerem. Da. Mă și nu prea știm. Până acolo ajungem. Da, am asistat și eu la cursul ăsta, care mi s-a părut foarte instructiv, pentru că i a zguduit pur și simplu. Mă uitam la ei, stăteam în bancă împreună cu ei. Îi auzeam și cum comentează, le-a răsturnat foarte multe clișee de gândire și stăteam să mă gândesc cum au reușit să ajungă antreprenori niște oameni cu clișee de gândire, cu prejudecăți. Da. Probabil că mulți sunt fiul unor antreprenori care le-au pasat afacerea, care le-au transmis niște bani, intră și tu în afaceri, fă ceva pentru că erau tineri și frumoși. Mie mi-au plăcut foarte mult cum arată. Și am avut și toate categoriile de venituri, de la 100 de mii pe an, de la, da. la 500 de la 3 milioane, la 10 milioane, la peste 15 milioane. Problema lor și care e că vreau să preiau această idee de la domnul Onețiu. Sunt 500 de mii. Pentru guvernul României se înseamnă mult, dar nimic. Da. Sunt acolo, mulțime, cum ai zis, sunt țânțarii. Au invadat țânțarii București. Ce faci? Cu, discuți cu fiecare țânțară în parte? Îl omor pe fiecare în parte? N-ai cum să tratezi. Lor le lipsește acel principiu One Voice. Le trebuie o singură voce cu care să, să poată discuta, cu care poți să negociezi. Nu au. Și de aia, domnul Onestiu a încercat să îi și organizează îi și educă. Încercăm să înțelegem. Ei trebuie să înțeleagă că au Cristian, o putere foarte mare. Îți, îți faci partid? Nu fac partid, cu toate că mi-au scris okay. acolo la final, am zis să am întrebat ce opțiuni au în, în, în cursa prezidențială și au scris câțiva acolo Cristian, nu bă, nu faceți mișto, că eu sunt tânăr, mă, te bați la președinție pe la 60-65 de ani. Ei angajează 3,2 oameni în medie, acești antreprenori români, în medie, dar pornind de la zero angajați. Deci jumătate de, ce de milion de oameni care angajează fiecare 3,2 în medie, care la rândul lor au familii, deci, 2, de milioane, sau altul... 2 milioane de români. Dacă noi, prin acești antreprenori, reușim să ne trezim, și reușim să înțelegem ce avem nevoie și cum putem colabora transparent în 2024, într-o economie care permite transparența prin tehnologia care o are, noi putem salva România în câțiva ani. Bă, da, putem să o salvăm literalmente, pentru că oamenii cu ce forțe sunt foarte Cu resursă românească. din interiorul... sunt Doors, hai că am ajuns la reclamă. începem hai, hai, cu reclama de la început ca să nu. Așa, așa. Deci, asta e o colecție, in dure, with trust. Do it now, dream later și mai avem câteva mesaje pe care, ce, să-ți fac și ție reclamă și nouă dincolo, Așa. doar la gb.ro vor fi disponibile pentru două săptămâni, maxim patru săptămâni, în avans de toată lumea. Dar, Așa. partea frumoasă este că noi avem nevoie de niște fonduri pentru a putea continua să mergem prin țară și să-i ajutăm pe acești oameni să facem evenimente și să plătim săl și să plătim echipe, și să plătim marketing ca să audă de acest eveniment. Așa că, 30% din veniturile acestor tricori, care înseamnă majoritatea profitului, le vom dona către o asociație care se ajută și se, se folosește cumva de acești bani ca să ne pună la dispoziție tot, toată infrastructura. România Renaște se cheamă și încurajez pe oamenii care sunt întreprinzători, antreprenori, să intre acolo să vadă că am încercat din toată putința să pun antreprenoratul pe harta uh, pe harta unui proiect național și okay. eu de asta sunt aici vreau să pun antreprenatul pe harta unui proiect național, să știu că oamenii care vor veni nu mai pot să ne ignore Deci tu vrei să zici că dintre toate ideile pe care puteai să le ai uh, PSD, PNL, AUR, USE -Pusl, pusl, 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 PUSL Plus. Nu e, nu e plus, e PUSL A, pus. S-a schimbat? Nu, e altul Mă voi nu prea știți cu politica, nu știu cu ce mă ocupă. Nu știm noi le prescurtăm. n ați văzut campania electorală. Dintre toate partidele, te-ai te dus unde e mai greu. Eu vreau să strângem oamenii la un loc și vreau să avem o voce unitară. Vreau să avem oameni care să înțeleagă ce au nevoie, să articuleze clar dar nu lucruri generaliste. Avem nevoie de niște legi mai bune, de niște taxe mai mici. Că taxele sunt necesare. Noi trebuie să plătim taxe unui stat. Știu că toată lumea o să spună, da, dar fură. Știu că fură, dar putem avea și niște mecanisme de control. În principiu, noi trebuie să plătim taxe, că nu se poate să nu plătim taxe. Dar trebuie să le mutăm dintr-o parte în cealaltă. Trebuie să creăm un sistem echitabil în care și corporațiile și antreprenorul să aibă drepturi și obligații similare. Dar tu tocmai aibă... ce ai spus, nu, că uh, și antreprenorii români, ăștia mici. Și corporații îl plătesc cam la, la fel la buget. Da, 40%. 40% fiecare. Da. Deci în momentul în care corporațiile, că mai puține sunt mai bine organizate, se duc și bat la ușă la guvern, sunt ascultate. Logic, asta e miza noastră. Noi noi nu ne-am adunat niciodată să batem să spunem, băi, nu faceți lucrul ăsta, că noi... Uh... Suntem legiune. Deci în momentul în care noi... Dar da, problema e că încă nu înțelegem ce vrem și până nu înțelegem în ce vrem, e drum lung până a ne afilia. Păi, de Nici nu puteți în, ne afilia. Întrebarea domnului Bogniș e interesantă când vă asumă tu vrei să-ți faci partid, pentru că e, și există o fostă țară socialistă unde e un partid al antreprenorilor, nu mai țin minte în care există așa ceva. Da. Răspunsul deci, e nu, ca să fie clar. Nu, nu vrea să partid, dar vrea. nu știu dacă știți că în teoria funcționalistă se vorbește de substituție funcțională, adică dacă m-am născut orb, ajung să văd cu cu degetelor. Ce înseamnă asta? cu un organ care nu funcționează e substituit de altul cu aceeași funcție. Cam asta poate fi această mișcare. Dacă partidele nu mai sunt partide și nu fac nimic pentru viitorul acestei țări și nu se gândesc la cetățeanul mărunt, cetățeanul care muncește pe bune în fiecare domeniu, inclusiv antreprenorii, că și ei sunt români, și ei sunt cetățeni și nu sunt guvernanți Așa. și vor o, un climat de afaceri propice, da? Da. da. Nu se gândește nimeni la ei. Toate... Ba da, se gândește, le mai bage o factură. Da, da, le mai bagă -o, o prost. <laughs> se mai gândesc, da, din când A. în când. Deci aici trebuie uh, o substituție funcțională. A zisă din aur, că voi nici cu U.S.R. nici cu. U.S.R. nici cu. U.S.L. nici cu. Domnul Bunici, un partid autentic, partid politic, este un, o, o grupare de oameni care uh, au o ideologie comună. Ideologia înseamnă un sistem de idei, de valori și un proiect de societate. Un proiect de bună societate. Și noi luptăm pentru asta. Și suntem opozabili în raport cu celălalt partid care crede că este invers. Uh -huh. Că, de pildă, pentru liberali, proprietatea e sfântă. Da? Da. Pentru socialiști, proprietatea e furt. Amândoi pleacă de la niște axiome care sunt nedemonstrabile. Ce nu e demonstrabil nu e nici atacabil. dacă n-am argumente, n-am nici contraargument. Păi da, Oamenii da. ăștia trăiesc în, în viziuni diferite asupra societății. Lăsați-mă să România, domn profesor. <laughs> În România, România nu urcat. există. România, în România, în România proprietatea este și și forț și sfântă. Da, în același da, timp. E hoția sfântă. Deci ce vreau să vă spun? Că nu. aceste partide românești sunt de fapt niște grupuri de interese care așa cum se și numesc, sunt Uh, unite de interese comune. Pe români găști. Sunt niște găști. Așa. În gașcă intri fiindcă ai aceleași interese. Da. Într-un partid intri că ai aceleași valori. Oricum, nivelul nostru de cu conștiință politică la nivel de sentimente, deci psihologie socială, nu ajunge la nivel de valori. Oamenii votează, păi uite ce simpatic e, uite ce drăguț e, uite cum face pe stradă, cum țipă, e dar nostru sau nu-mi nu place de asta, nu votez cu el. E prea elitist. Deci, e prea, prea elitist. Prea, vorbește deci, și mai are și ochelari. Deci, are și, mai, și ochelari. mai are și niște ochelari. Deci, ce înseamnă asta? Că stăm pe sentimente. Da. Pe atracție, respingere. Nu stăm pe... Stai, ce program are? Da. Ce viziune are despre viitorul României? Oamenii nu ajung la asta. Și atunci, noi încercăm să facem o contrapondere la aceste false partide, care să pretind partide și nu sunt. Și încercăm să venim cu o mișcare e, cetățenească de oameni care chiar vor să schimbe România. O Românie mai bună, mai frumoasă, mai și morală. Și să nu fie partid? S să nu fie partid deocamdată. Ce, verzi din Germania au fost partid? Au fost început ca ONG. Și când au ajuns la puteri și au dat seama, bă, dacă nu ne organizăm și cu funcții de partid, nu rezistăm. Da. Ok. Vorbim despre aceeași România renaște care încă... Nu se hotărăște dacă i-a propus, i-a cerut uh, domnului Joana să-și anunțe -să candidatura, nu a făcut-o, nu că a făcut-o alții la președinție. Noi mai facem curte. Cred Câte... că e important în perioada asta să fim percepuți ca niște poli, uh, România să fie percepută și ca un, ca un partener serios, sustenabil pe viitor. S-ar putea să facem parte și să, să, pentru prima dată în istoria nației noastre, uh, din reconstrucția unei țări majore, dacă se termină războiul. Ucraina. Dacă nu, dacă nu, facem parte activă în această reconstrucție, riscul este să ne ia resursele de bază, să le mute acolo și noi să le vindem la preț de nimic. Adică? Adică tot ce înseamnă fier, tot ce înseamnă, tot ce înseamnă ciment, tot ce înseamnă materiale de bază ca să reconstruiești Eu clădiri. am mai făcut asta, Cristi. Eu am fost la Crivoi Rog, cu o investigație în Ucraina, una dintre puținele ture pe care le-am făcut acolo ca jurnalist. Am mers pe un bulevard atât de lat, cred că aveau șapte benzi pe sens. Da, așa e la ei. Da. La, la Crivoi Rog era un, com, un combinat din ăsta siderurgic finanțat de România, care nu a fost niciodată, România nu și-a luat niciodată banii pe investiția aia. Poate data asta, vrei să zici. Acum nu, acum o să ne cumpere la preț foarte mic toate materialele de bază, o să ne angajeze oamenii acolo, o să lucreze în fabricile care se vor construi acolo sau avem posibilitatea să facem fabrici aici. Împreună cu mai mulți investitori, să ne coagulăm, să venim 10 investitori și 10 antreprenori români, să facem o fabrică mai mare, să angajăm câte o mie de oameni și să facem materiale și produse cu, cu, cu o valoare adăugată serioasă. Adică să putem să punem, să nu vindem doar fierul, ci să vindem fier forjat, scări care au un, un alt fel de adaus, au un alt fel de, 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 de contribuție și practic toată lumea lucrează la tine profitabilitatea rămâne o parte aici. Dai locuri de muncă? Dai locuri de muncă în loc să le pierzi. Deci sunt niște riscuri și geopolitice, să zic așa, pe care le intuiesc din perspectiva, din perspectiva unui președinte care să nu aibă niciun fel de conexiune. Cred că politica asta pare, mi, se pare că este de la om la om, nu e nație la nație. E, bă, eu mă înțeleg bine cu la încredere, în la, hai mă să vorbesc cu el, bă, mă ajuți la chestia asta, te bagi, e serios, te ții. În business, într-adevăr, partidul contează mai puțin. Da. Adică în experiența ta nu cred că ai făcut business la intrat. Mă, dar în ce partid ești ca să vedem dacă facem gheșeftul ăsta? <laughs> nu, nu, e om la om. Nu, nu. E om la om, nu contează ai, ai, partidul. Ai, ai e om, e om om. calitățile morale, politice și de business ale partenerului. Corect. Da. Ok, e, e prima oară când aud pe cineva că vorbește despre reconstrucția Ucrainei și despre oportunitatea de business pentru români. Enorm. Dar și amenințarea la o ratăm. Plus că mai sunt o grămadă de subiecte despre care nu vorbește nimeni, pentru că noi suntem preocupați în același, în același tip de discurs. M-am uitat un pic prin campania electorală de la noi, i-am testat un pic pe invitații mei, nu prea i interesat. Ei n-au auzit de -aia cu cetățeni, cetățeni. <cute> Să-l arăt eu. cetățeni! Și <laughs> tu știi? Nici tu nu știi. Cum să o inserați? Nu, în, doamne ferește, nu, în nu, e moartea urechilor. Așa, am văzut discursuri de la oamenii ăștia, am văzut ce face Valeriu Nicolae la uh, starea impostorilor da? pe starea nației, nu știu că ai văzut, trebuie să-l urmărești. Băi, este genial. Deci le ia istoricul, le ia CV-ul și găsește pe cu 5 la BAC, 5,5 sau că și-au luat bac la 30 și, sau ce șpăgi, în ce combinație. Dar discursare interesant, scuzați-mă. Ca să nu poate fi agățat cu atacarea imaginii publice, cu jignire, cu, zice, acest om care nu e un hoț, a delapidat atâția și atâta și ce. Iar domnul Cutare zice care nu are nicio treabă cu securitatea, cu fosta securitate, ceva de Mi se pare asta. că am ajuns destul de rău că noi la mesajele astea, toate sunt pe, pe revoltă, toate sunt numai pe revoltă da, lipsește, pentru că lipsește, suntem lipsește, la punctul de revoltă lipsește, lips... bun, dar după ce trecem de revoltă, fără niciun fel de viziune totul, totul moare. 2024 o să fie revoltă. Mă uit la discurs, genul de discurs care este în piață ca să atingă publicul mare Aia mulți, hai mai vreau să că știți că v-ați ocupat cu asta. Ei activează la chestiile de bază. Care sunt alea? Iau cu familia. Azi Ați văzut aici bannerul de pe pod când treci? Aoleu. 9 iunie, următoarea bătălie pentru România. L-am pe Vlad Țepeș acolo. Mai jos eu am o familie tradițională românească. Whatever that is. Știi? Și ne luptăm pentru familie și pentru patrie. Acolo suntem. La nivel de luptă pentru popor, patrie, noi, grupul nostru. In-grup versus out-grup, nu? Da. Dar ei se adaptează la publicul pe care îl știu din cercetări sau doar îl bănuiesc. Deci problema nu e doar a lor, e și a publicului. Ei s-ar putea să fie foarte profesioniști. Păi sunt. Da, Eu da. nu suspectez de prostie. Da, da? Deci ei se adaptează de să de oportunism. Hai să de, oportunism, de, oportunism. de da. Se vor populari, se văd, de fapt fac marketing. Haideți să explicăm puțin două vorbe. Celor care ne urmăresc înseamnă abordarea de marketing. Fac o cercetare de piață și afli care sunt niște segmente de piață. Noi le spunem în relații publice, le spunem publicuri. În comerciali se spune segmente de piață. Unii care își doresc mobil în casă, fiindcă sunt tineri căsătorii, să se un public. Alții care își doresc medicamente, că sunt în vârstă, alt public. Și în funcție de nevoile fiecăruia, tu transmiți, în primul rând, produci bunul sau serviciu dorit, și, în al doilea rând, transmiți un anumit mesaj care să, co să configureze o anumită personalitate a bunului sau a produsului, care să pupă cu așteptările publicului respectiv. Și atunci te duci spre ei și ei abia așteaptă. ce? o asta, de când aștept așa ceva? Bunul comunicat astfel se vinde înainte de a ajunge în rafturi. Vine lumea și întreabă, ați primit cutare? De ce? Păi ce? Am văzut la televizor, am văzut, am auzit la radio. A venit, nu. Se întâmplă adesea cu medicamentele. Se intră oamenii în și că încă n-a venit. De ce? Fiindcă s-a făcut o publicitate adecvată. Au găsit, au găsit adresantul acasă, nu l-au găsit plecat. Deci, acest gen de marketing înseamnă, această abordare de marketing înseamnă, faptul fapt, că tu te adaptezi la nevoile preexistente de multe ori și produci false nevoi pentru că ai producția pe stoc. Și cum îi conving eu pe ăștia să cumpere, să-mi Pe păi apropo de producție pe stoc, de la fiecare campanie văd același tip de abordare, asta cu noi, cu românii, să protejăm românii, ca să nu mai vină cu, nu mai, afară cu străinii, să nu mai luăm un partid străin, deși au luat, ăștia de la urmă vorbesc despre ei. Nu știu că știți, au zis că ei nu iau străini și au. Așa? Deci asta o, dată cu străinii, este cu familia tradițională, deci tot felul de chestii de genul ăsta care, încă o dată, par pentru secolul trecut. Păi, nu, ei vor să ne țină în, în prezent cu apeluri la trecut. Există două tipuri de forțe politice în lumea de azi. Forțe politice care își trag legitimitatea din trecutul istoric. Și popoare okay. întregi. Capucinski, un mare analist polonez, le numește popoare istorice care îl găsesc la cimnate, în trecut istoric. Bă, voi știți cum ne-am bătut noi cu turcii? Voi știți că la Kosovo a fost prima... A fost, de fapt, sârbii au luat bătaie atunci. Dacă cu ocazia acelei bătălii s-a înființat primul regat sârb. Wow! Deci, noi de nu cedăm Kosovo, fiindcă care valoare istorică pentru noi. Ce valoare mai are astăzi când vorbim de drepturile ale omului, drepturile minorităților naționale, nu și-au dat seama că gândeau ca în urmă cu 400 de ani. Cam asta este tragedia popoarelor istorice. N-au nimic în viitor, nu se legitimează printr-un proiect, dar se legitimează cu dacii liberi, ca ai noștri. Sunt popoare care se legitimează prin ceaupă planșetă și care oferă tinerei generații motive să spere, pentru că ei își pot lega diferite planuri de carieră, diferite speranțe de proiectul acestei forțe. E la noi, în țară. Sunt forțe care vor, cei care zic o țară ca afară, vor o Românie nouă, mai curată, mai frumoasă, mai morală, și alții care zic, e bine așa cum e. Hai să ne întoarcem la Mihai Viteasul, la Ștefan cel Mare. Îi vrăjești cu acest orgoliu jalnic, pentru că este extrem de superficial. orgoliu că e al nostru. Știți că spunea Pleșu într-un interviu, zice, domne, să mă îndresc unii cu bătăliile lui Ștefan cel Mare, parcă aș fi neam cu el. Rutele lui. Și ce ați văzut ce le-a făcut Ștefan turcilor? Ce, de fapt, e o formă de tribalism aici, pentru că ei văd națiunea ca un fel de familie, mărită, la scară mare. Fals! Alții se mândresc cu Simona. Domnule, cu Simona mândrește... când câștigă. M când câștigă, formul trec pe invers. Deci, mândrește-te dacă ai fost antrenorul ei, dacă ai descoperit-o, dacă ești unul dintre părinții care au dus-o de micuță la stadion și au stat acolo pe terenul de tenis cu mâncarea în pungă de ce ca să facă această fată o carieră mândrește-te tu care ai investit ceva nu te mândri tu că e româncă dar noastră și ce ăsta e motiv să te mândrești să se mândrească ea și familia ei și antrenorii care au produs -o. Da. cam așa este cu această întoarcere în trecut și avem forțe poliție care din păcate asta fac și au succes la această populație care încearcă începe să palpite când aude de, de domnitorii ce au văzut ei în filmele lui Sergiu Nicolaescu și în manualele de istorie de pe vremea Ceaușescu. Eu încerc să evaluez ce șanse aveți și m-am uitat la ultimele sondaje pe care le-am mai văzut pe la televizor, liderii partidelor social-democrat și național-liberal whatever that is, încă o dată, da. au un scor electoral, în cazul în care vor candida, mai mic decât doamna Șoșoc. Da. Dar, peste toți trei, încă o dată, vine domnul Gioană. Deci, văd un pic de speranță, pentru că, eu am mai zis chestia asta, uh, miciul Gioană a devenit pentru televiziunea de la noi un fel de, cum îi ziceam la Voldemort în uh, Harry Potter. Mm -hmm. Știi? Cel al cărui nume nu-l pronunțăm. Da. Da. Așa Dar dacă vine... <laughs> E un fel de așteptându-l pe Godot. Eu aș mai vrea să, exact. mai, aș vrea să vin în apărarea oamenilor acum la ceea ce a spus dumneavoastră de dragul, de dragul conversației. cred că oamenii au foarte multe motive să fie speriați de viitor pentru că multe lucruri se schimbă. Și cred că mesajele astea de hai înapoi, că acolo știm cum e. Știi cum e zona de confort. Dar zona, zona de confort te ține unde știi. Chiar dacă e rău, bă, măcar știm, ne descurcăm. Când vezi că lucrurile se schimbă atât de mult da, în viitor... Da, trecutul îl cunoaștem, și când, viitorul nu. Și când cei care emit viziuni despre viitor nu vin cu soluții concrete prin care să îi reformeze sau să îi, să le dea o nouă șansă de a se integra... Păi asta nu avem. Ce spune domnul Onețiu? Da, am, am făcut România renaște. Da. Să oferim un proiect care poate fi pe înțelesul oamenilor, dar să poată crede în el. Să le dăm o speranță. Pentru domnul că Bucnici. partidele Uber nu au funcționat. Când ne-a zis să mergem să votăm cu partidele Uber, acum usr ul vine și spune Noi i lăsa să fure viitorul. De acord. Dar care e planul? Da. Că nici ei nu par să aibă da. un plan. Adică m-aș bucura să-l aud. Dar și par un pic neotărât cu ce vor să facă. Asta le spunea domnul Nețiu ieri la antreprenorilor. Bun. Și ce a trebuit făcut? Să aia, aia, aia deziderate. Lăsați-mă măi cu astea, ca asta și bun, ca să faci aia cu ce începi? Mâine dimineață ce faci? Liniște. Aia nu mai știau. Când ne cerea lucruri păi concrete... să vină un șef să ne, să ne, pună. Da, să ne, spun ne Trebuie el. un șef. Ne trebuie un lider maxim care să facă așa prin București și prin țară cu autostrăzile și cu blocuri. E, asta e nu? discursul politic. Ce spunea dânsul. Lăsați aceste generalități că nu rezolv. Ele nu pot fi transpuse în practică. Ce mai mult, mai mult. Te păcălesc unii care ți le, replet, care da. ți le repetă. Da. Vorbeau niște lucruri de zici că erau în campanie. Dăm un exemplu. Cum erau? Erau câteva pe care chiar le-am scos în evidență. Au zis să, să avem o țară uh, în care taxele să fie corecte și alocarea banilor colectați să fie transparent. Nimic. Adică, da, e un, sau statul, e un deziderat. Statul să sprijine micile de da, afaceri. Da. Eu, am, eu am intrat pe 10, pe 10 zone. Am intrat pe educație, formare și consiliere, importanță și ce ar fi de făcut concret. Ce ar, de ce ar beneficia ei, de ce ar avea nevoie ei de la un stat funcțional. Da. Apoi, că le-am toate aici, accesul la finanțare, pe ce etape, noi am împărțit toate etapele unei, unei companii în șapte etape, adică seed, ăla când îți vine ideea, uh, 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 cum îi zice, setup, pregătirea companiei, apoi startup, demararea efectivă, stabilizare, că începe să aibă profita să o stabilizeze, apoi scalare, apoi spin-off, să dezvolți alte companii din compania care deja funcționează și vânzare, la final să poți o listezi pe bursă, să faci și ceva... Dacă vrei altfel. te retragi. Sau dacă vrei te retragi. Ca să Atunci, nu mor cu ea de gât. Pe fiecare da, da. aveam în sală din fiecare zone și întrebam toate aceste 10 lucruri. Cât de important este în etapa asta educația? Cât de important este să acces la finanțare și ce tip de finanțare aveți nevoie pe fiecare ca să înceapă să gândească? A, păi aici am nevoie de un tip de finanțare de 30.000 de euro ca să pot să-mi validez afacerea. Nu pot să cer 200.000 sau poate chiar 10.000 m-ar ajuta să pot să-mi validez minimum viable product ca să trec la următorul nivel. La următorul nivel poate am nevoie de 40.000 și acolo poate... Să mă risc și eu împreună cu banca și să-mi garanteze. Îmi dă statul 40.000 și banca mai îmi dă 20.000 să mă, să mă încovoie și eu puțin, să nu fie doar uh, uh, antreprenoriat socialistă, așa. Da. Dați-mi ca să fac. Uh, și așa mai departe. Și au început să-i gândească la fiecare zonă. Deci, educația. De nu mai puțin cum ar arăta politica în România dacă la butoane ar fi oameni ca domnul Alețiu Că da, dacă n-ar fi doar educator de tip. Încă nu e în politică. nu vreau verific. să intru în politică, nu o să intru în politică, însă vreau să ajut cu cât pot. Nu am zis, zis dumneavoastră, voastră. am zis oameni ca dumneavoastră. Da. Ajutăm, nu, Ajutăm. nu Ajutăm vreau să, să, să învăț cum să vorbească cu ei, da. Okay. Hai să terminăm astea. Deci am zis uh, odată partea de educație-formare, care e continuă, apoi am zis accesul la finanțare, am discutat despre treaba asta. Trei, piața forței de muncă, bineînțeles, calificată cât de complicat este pentru ei să găsească în România, ce ar avea nevoie ca și suport în partea asta, digitalizarea și debirocratizarea, cum ar funcționa relația transparentă într-o aplicație, bat -o norocul, în 2024, în care se pot să poți să-ți plătești toate taxele, în care se pot să poți să-ți faci o modificare la, la ORC, să-ți faci să-i interoghezi date publice care sunt deja acolo, adică nu sunt lucruri care sunt complicate. Cum este zona s de politici s fiscale? Sunt cel puțin patru clouduri în guvern în momentul ăsta. Dar să fie eu, un singur cloud, sunt doard. cel puțin patru în momentul ăsta. N-au încredere ministerele între ele. Dar în față de cetățean sau față de business-uri. Da. Corect. Da. Da. O mai mare parte din sarcinile societății românești și ale statului românesc astăzi sunt transdepartamentale. Nu țin Keep doar deep. de un departament, de un minister. Sunt da. interministeriale. Da. Da, da, ministerul de finanțe și ANAFU nu-și deschid bazele de date. Băncile nu vorbesc cu sistemele publice, bă, măcar să transfere identitatea dintr-o parte în alta, măcar atât. Păi gândește-te să faci tu program Startup Nation și să nu verifici cine sunt furnizorii, trec prin tine banii din Europeană se duc în China. Tu gândește cât de stupidă e chestia asta, să nu pui tu, că banii sunt la tine și spui, bă, tati, cu banii vreau să rămân în România, vreau să creeze lucruri de muncă și profitabilitate. Primele trei lanțuri de companii nu vreau să fie din internațional. Nu vreau să cumpărați toate prostiile din China ca să le țineți în depozit un an, ca după aceea să le păstrați undeva și gata, start-up nation. Nu, taticu, vreau să se distribuie și să iau taxe pe fiecare, pe fiecare rostogolire a acestei da. facturi care sunt duce mai departe. Pentru, Simplu. Pentru nu că chiar după, așa după, după patru rostogoliri la 100 de euro, cât se întoarce în economie? Păi gândește-te, fiecare plătește TVA-ul lui, fiecare plătește taxa lui, fiecare... E normal, aici trebuie să rămână. De asta îi ei îi ei ca să creezi prosperitate și mai ales pe niște direcții strategice. Nu putem să facem doar saloane de coafură toată viața, toată start și nation, numai saloane de coafură. Dar e bine că le-am făcut și pe alea, că nu erau pe tot. o dată, dar nu facem nimic pe inovație, da. nu facem nimic pe transformare, nu facem nimic pe ceea ce înseamnă noile economii, adică avem o grămadă de tineri care ar putea ceea să ce facă pe chestia asta. Ceea ce dumneavoastră astea. cu saloane de coafură reprezintă un segment al businessului care are marele merit de a satisface trebuințe cotidiene. Da. Nevoile cotidiene ale omului care vrea să trăiască civilizat. Da. Dar ceea ce spune dânsul că ne lipsește este ceea ce dezvoltă, ce duce, exact. aruncă mai departe. Exact. Aici, nu. Cristian, a mai spus-o pe asta, cum se pare că aia cu covrigi. Dacă vrei business, la sigur să faci covrigărie. Clar. Nu, nu o să bubui niciodată, nu o să devii multimilionar. Nu. Marja o să fie mică, pentru că deja e competiție mult mai eficientizată. Ei știu Dar cum se -și o să compere. ai flux. Da. Deci dacă te mulțumești cu puțin, practic noi acum vorbim de nivelul următor. Și de -aia o discuție de genul ăsta, e greu să o ai cu partidele actuale, cu candidații actuali care nu sunt pregătiți să aibă o discuție despre viitor, despre un plan de a face ceva. Nu, nici nu interesează. Mai mult de patru ani nu interesează. Ei văd, e un fel de miopie. Știți, pentru cei care ne urmăresc. Miopul e cel care vede doar aproape. E cel care citește așa. Până nu-și pune ochelari, nu poate vedea mai Oamenii noștri politici au o miopie congenitală, că de-aia să duc în... Știți de ce să duc în Parlament și în partide? Ca să facă business. Că nu le-a mers cu businessul cinstit, n-au nici aptitudini, nu se scolă nici dimineața prea de, de Jumătate prea. sunt pensionari sau angajat deja la stat în foarte, între foarte și, mulți candidați. Și, da, și s-au Bună observație. Și s-au dus în politică. E o altă formă ocolită de a face business, dar cu munca altora, cu inteligența altora, cu competențele altora, ei da. doar te taxează la da. taxa de. să gestioneze banii altora pentru da. alții. Da, cel da. mai prost scenariu. Sau taxa Cred de protecție, că să ca la mafios. Să intermedieze, bon. să facă tot da. felul că da, au mai, așa, multe, da, da. mai multe Trafic pălării. de influență, sunt a, mai, mai multe. multe bon. Deci, genul ăsta de oameni nu se duc pe ideea de ce se întâmplă peste patru ani, nu. Peste patru ani vreau să mai fiu ales odată. Atât Precum. în interesează. asta. Corect. Mai departe nu l interesează. Păi și nu e normal. Pentru ei, da, e normal. Păi nu așa, dar... nu așa am făcut noi sistemul, că noi am votat chestia asta. Băi, frate, mai un pic și facem 40 de ani de când am ieșit. Da. Din... Mai un pic. Deci da. 40 de ani ca, moi să știi cum au plecat. Bă, după 40 de? de ani, știi cum, E parcă tot mai rău, parcă ne apropiem de momentul ăla în care la 40 de ani și. Noi sperăm că, prin minune, după 40 de ani, vom găsi și vom ajunge acasă. Bă, de... nu pare că ajungem deci acasă. Nu de burcan că ne-ai zis cu 20 de ani, frate. Eu n-am răznicat. Și încercam să le explic celor din jurul meu că are dreptate și că va fi mai mult decât a zis el. Pentru că eu îmi place să cred că evaluasem foarte bine resursele de schimbare ale societății românești și tipul de mentalitate și de activitate. Să știți un pic că trebuie să explicăm care e faza, că mai sunt oameni mai tineri pe aici care vor să înțeleagă. Așadar, vorbim despre un comentator-analist de origine comunistă la, ori, la, la origine... Da, al... mare, a fost activist comunist. Mare activist, dar după Revoluție s-a <coughs> convertit la, nu știu cum să-i la economia de... Economia de piață și oarecum. democrație, ca așa zice. A, democrația autentică a lui Ilescu, știi cum a zis el. Noi vrem, vrem o democrație a noastră. Exact. Dar domnul Brucan a spus o chestie foarte tare la televizor, la emisiune care se mea După 20 de ani, nu? în care uh, el a spus că o să, ne, o să ne ia cel puțin 20 de ani ca să depășim comunismul. Și la momentul respectiv, în primii 10-15 ani după Revoluție, chestia asta părea, hai mă, fugi de aici. Cum așa de mult? Că noi suntem deja în libertate. În El i-a enervat pe români atunci pentru că a folosit o expresie tradusă puțin pe lângă. El a folosit expresia stupid people. El vrând să spună oameni proști, oameni nepregătiți pentru democrație și mulți au tradus popor prost. Da. Că am fi un popor prost și asta nu i s-a iertat. Țuț, pe cine faci tu, mă, prost? Pe noi? S-a <laughs> trezit naționalismul și, din și românia. Nici nu suntem. Și nici nu suntem. N-are nimeni motive să spună că suntem proști. Însă, nu suntem proști, însă, dar suntem dezbinați, sigur. Bă, cred că dezbinați. Cred că asta e cea mai mare... Și cea mai mare, și cea mai mare, Cel mai mare minus al nostru, dacă vrem, dacă vrem să creștem ca nație, ca, ca, performanțe, ca... bă, cred că asta e cel mai mare bloc. Da, dar am mai auzit asta. Deci ne apropiem de a 40 de ani, da? Mai avem în față, nu sunt mulți, mai sunt 5 se crede eu, 5 ani Buciniț. până să fac 40. Da, V-am Va, da. tăiat macarona și îmi cer scuze, B dar vreau să vin în continuare B a celor spuse. 40 de ani. Când? Dacă nu în Ceacu. Mai ales că există această cifră mitologică, da? Moise i-a dus 40 de ani pe evrei din Corect. Egipt până în țara Sfântă. De ce? Ca să poată să moară acea generație. Care fusese, scla, fusese răsclavi și care aveau mentalitatea mentalitate de sclavi. Și nu puteau să. nu aveau curajul să intre în țara sfântă. Au încercat. Și au venit în afară. experiență în mare aia, sunt niște uriași, ne omoară, ne mănâncă, nu intrăm. Deci, atunci, da, bine. Și atunci i mai ținut prin deșert până la 40 de ani. Sunt de acord cu asta, dar știți ce cred eu? Cred că paradigma asta în care s-a dezvoltat societatea românească și statalitatea românească și a atins limitele. Nu mai poate. Observați că nu mai poate produce nimic. Da. Nici măcar discursuri, se repetă, sunt redundanți. Ce nici măcar nu se mai străduiesc. Am văzut câteva discursuri în ultima perioadă, efectiv aruncă cuvinte așa care nu au nicio legătură între da. ele. Da. Da. Deci, nu, nu nu văd o frază închegată, nu e vorba că spun banalități, măcar nu spun, nu spun idei pe care, din care să înțelegi ceva. Efectiv, sunt un fel de agramatisme, dacă vreți. Da, 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 da. da. O, o peroră, deci... Mai e o problemă. Mai e o problemă că social media a educat oamenii tot mai mult să spună nimic scurt. Și atunci, nimic scurt, Uh, ei asta fac, fac nimic scurt, că știu că uh, după un minut oricum trebuie de la început să spun nimic scurt, că a uitat ce era cealaltă. Adez să vă spun ce mi-a zis. Genul ăsta -a... de content, ah, scuzați-mă, genul ăsta de content lung pe care îl faci tu, cred că ăsta este cel mai bun exercițiu de critical thinking și de creative thinking și da. de aten concentrare a atenției pe un subiect pentru a putea urmări niște argumente, contraargumente, ca să poți să-ți formezi tu o proprie părere, nu să iei ceva de-a gata ca un fel de slogan și să te duci mai departe, ci să gândești. Un om care poate 10 minute să asculte o argumentație și să își tragă singur concluziile și să studieze suplimentar când aude ceva, că ce domn profesor, ce mă, să zic, ce zice, mă cu Moise, la cine e Moise, ia să vă 40 de ani, care-i treaba? Ce să deschidă Dex Online asta, sau asta, cred Google. că e cel mai mare, exercițiul pe care l-ai făcut și cel mai mare favor care l-ai făcut publicului tău și nu doar publicului tău. ce faceți dumneavoastră este o operă de reeducare. Suntem mai mulți care facem chestia asta. România reeducată. Eu sunt o voce a unei părți a publicului care nu se regăsește acolo. Nu că am inventat o chestie asta, că dacă nu exista un public pentru așa ceva, degeaba făceam. Făceam la 10 prieteni. Deci există un grup din țara asta de oameni care sau au cam săturat de ceea ce li se servește pe social media, s-au săturat de televiziune, sunt cord sau se vede clar pe tipul de reclame pe care le vezi în pauză de publicitate. Da? Da. da? Vezi exact cine sunt. Care zic... sunt publicurile la ora respectivă? Da. Sau, Correct. cum ar spune dincolo, piața, nu cum îi spune, ce, ce tip de clienți? Segmentele. segmentele. Segmentele, segmentele, exact. Și atunci oamenii ăștia își caută alte voci. De-aia, când. Vine cineva genul ăsta în, în studio care vine să promite o variantă de viitor? Eu sunt... Băi, să vedem da, că simt. eu îi simt pe... Nu, știu nu știu. De haideți haideți să vă spun nu? un lucru. Că de l-am întrerupt adineori. Da. Pentru că am vrut să plătesesc mingea pe care mi-a ridicat-o. Uh -huh. N-am vrut să-l întrerup. Apropo de TikTok. Uh -huh. De rapiditatea uh -huh. cu care trece o idee, o imagine și s-au învățat așa, s-au setat așa. Știți ce, cum se spune obișnuința e a doua natură? Asta e natura lor acolo. Și îmi spunea asistentul meu de la semiotică săptămâna trecută. Am am vorbit cu toate grupele. Am făcut un fel de cercetare. I-am întrebat că vor toți să le dăm cursul în variantă pentru telefon. Și eu i-am răspuns așa mai mult, am șarjat așa, am zis, de ce vor să ne copieze la examen cu telefonul, de ce vor așa? Zice, nu, domnul profesor, zice, am întrebat, ei așa învață. 80% dintre ei în față cu telefonul și 20% cu laptopul. Ei nu mai printează, ei nu mai citesc paper pe hârtie. Unu. Și doi, i-am întrebat de prezentări, prezentările PowerPoint, da? Slide-urile. Așa. Uh, și ei, i au zis că ne uităm, da, sunt bune, că sunt cu imagini, vizualizăm, dar după 3-4 slide-uri simțim nevoia să luăm o pauză, că obosim. Deci capacitatea Tatăl. lor de concentrare nu depășește patru slide-uri. După aia trebuie să... Adică să mai intre pe TikTok. Da. 2, 3, 4, 5, 10 povești, pe urmă să întorc la curs. E, înțelegeți ce faceți dumneavoastră aici? Faceți în, realmente o, o, operă de reeducare. Dacă ei sunt în stare să stea, să se uite și să-mi spună când merg pe undeva prin țară, Vă urmărim pe, pe podcasturi, podcast vă urmărim la buhnici. Da, da trebuie, ne place să acceptăm o Înseamnă chestia. că avem publicul nostru. Da, e da. un public care. E un public de nișă. E Asta e problema, că nu mai este un public general. Da, dar hai să spun că, că ai spus ceva mai devreme că iau nevoie de o voce. Eu sper să. Eu nu vreau să fiu vocea lor, eu vreau să fiu uh, antrenorul lor de voci. Eu vreau să fim voci mai multe, eu vreau să meargă mai departe după ce ne ascultă o oră sau pe alții și când își construiesc o argumentație să devină ei o voce pentru că marea problemă pe care noi am avut-o până acum este că am așteptat mesianic un tătuc care să ne ducă undeva și nu a venit niciun tătuc care să ne ducă bine și e foarte complicat și foarte riscant ar trebui să avem niște oameni valoroși în față și noi să fim la fel de pregătiți. Americanul zice lider și, și, steward, adică cel care îl companiează pe lider, trebuie să fie de aceeași calitate. Nu poți să te aștepți de la ăla să fie foarte șmecher și tu să fii un needucat și unul care n-ai mai exersat gândirea de atâta timp pentru că îți pui toată încrederea. După 2, 3, 5 mandate o ia razna și ăla. așa sunt oamenii, puterea absolută, corupe absolut. După 20 de ani n-am văzut lider întreg la minte. Da, să de la putere. O iau azi, și, o ce se întâmplă? De asta da. trebuie să fim voci. Multe. Mai e un mecanism interesant pe care l-am descoperit citind psihologie. Gândirea de grup. E un fel de uh, efect de câmp. Mm. Electromagnetică. Tu intri ok în partid și cu timpul începi să gândești cum gândește partidul. Nu-ți dai seama. Te întâlnești cu ei la ședințe, la o masă, la pescăruș, la nu știu ce restaurant să mai dau. În herăstrăul, la... Bun, uh, separeuri, stăm de vorbă, vorbim, uh -huh. râdem, spune șeful un banc, râdem toți. Eu râd mai puțin, că nu... Dar data viitoare râd și eu, că încep să mă de spiritul umorului uh -huh. al colegilor. Uh -huh. Uh -huh. Și peste două-trei zile încep să văd lucrurile cum le vedeau ei. Și peste patru-cinci zile spun ce spuneau și ei. Observați ce înseamnă gândirea colectivă? Este unul dintre cele mai mari vicii pe care le avem fără să ne dăm seama. Noi credem că gândim, suntem individuali, suntem autonomi, suntem critici și gândim. Și ele sunt, de fapt, cum spunea Flaubert, are o carte intitulată Les idées reçues, si ideile primite de gata. Noi gândim cu ideile altora. Bineînțeles. Și atunci vezi un om cum a fost bietul Daniel Barbu, un mare intelectual. I-am citit cărțile cu o plăcere extraordinară. Cărți de analiză istorică, dar analiza istoriei sociale și politice a românilor. Republica absentă e o carte capitală pe care dacă noi citim, nu înțelegem de ce merg lucrurile Noi nu am avut niciodată un spirit republican. Adică suntem toți partea unui proiect politic și ne simțim solidari. Că avem valorile alea comune, idealul comun. Nu le avem. Omul ăsta, care era un gânditor, un cercetător, a intrat în Partidul Național Liberal. După câteva luni era de nerecunoscut. Zice că e altul. Ziceai ca în filmele alea ale lui Disney iese la bătut și ciufulit. Da? Woody sau care mai era, nu, e de nerecunoscut. Ce i-au făcut? Gândirea colectivă. L-au uh, banalizat. pentru că, fix pentru că a să se integreze acolo. Da. Asta e motivul pentru care eu nu vreau să intru niciodată în politică. Pentru că nu vreau să fiu uh, partizanul cuiva mai devreme sau mai târziu. Păi da, dar În, un în corti, proiectul ăsta, da. dacă tot e implicat, ești partea unei oferte electorale. Da, Da, da pe păi ideile dumnealui. Și pe lucruri nu în care... Nu intră în conflict. Deci, deci de loc... nu aveți încă agenda de la România Renaște. Avem agenda nu de a avem. vorbi cu oamenii noștri și de a vorbi peste tot pentru a trezi cât mai mulți oameni. Dar vorbim a... cum gândim noi. Nu că ne-a spus cineva cum să gândim. Uh -huh. i am citit cartea celui așteptat, ne-a plăcut ce am găsit acolo și am zis, da, bă, asta ne trebuie. Și mergem pe, pe Hai să vorbim un pic despre chestia asta. Să vedem ce urmează. Motivul principal pentru care am făcut Curiosity Summit este pentru că văd foarte multe inovații în foarte multe silozuri. La fel cum voi vedeți oportunități și probleme pentru antreprenori, ăia de la țară o să zică, băi, mi dați-mi un loc de muncă, eu nu vreau să mă apuc de business. Corect. Da. Dar la fel cum au niște români, niște copii pe care te la școală în străinătate și a zic, bă, cum fac eu să-l înapoi? Că la, după ce descoperă America, Marea Britanie, nu mai vine aici. Sunt tot felul de probleme, tot felul de silozuri, dar sunt și foarte multe oportunități și peste toată chestia asta, toată partea asta de inovație tehnologică vine într-un mod... Nu, nu știu ce metaforă să folosesc, că nu vreau să sperii oamenii. Mie mi se pare că va schimba absolut tot ceea ce știm, ne imaginăm și credem despre viitor. Pentru că în toate industriile în care s-au făcut măsurători, inovația nu a încetinit, nici în pandemie, din potriva s-a accelerat, nu a încetinit din cauza că război, din potrivă, s-a accelerat. Dovadă că mai nou și atacul Iranului asupra Israelului este puternic tehnologizat și le-au testat sistemele de rachete cu drone înainte, cu chise genul ăsta. Deci, în toate, în toate industriile, în toate segmentele în societate, există o evoluție puternic ascendentă care face un efect de compound. Se combină mm -hmm. între ele. Și toate astea. Și cu... Se stimulează reciproc. Exact. Ca o sinergie. Exact. Da, da. Deci faptul că noi ne imaginăm că la mine aici eu mai început eu să folosesc că mai nou și copiii își fac temele cu CGPT și la iveală că milioane de lucrări din școlile românești s-au făcut în ultimul an cu inteligența artificială. Deci tot copiii, nou, câte vreme nu interziști chestia asta, vor fura pentru că e calea mai ușoară. Dar acolo se întâmplă chestia aia, din ce la mașini electrice care să întâmplă ceva, în toate industrie se întâmplă ceva, se, se combină între ele până la sfârșitul acestui an sau cel mai târziu anul viitor, vom avea inteligența artificială generală, deja semnele de bine și de rău le vedem peste tot, partea de deep fake, ce se întâmplă este ceva, anul ăsta o să fie show. Anul o să fie show în alegeri pe, pe să zic așa, pe arun, cuvinte aruncate, peste 4-5 ani o să fie avatarii. Nu o să mai fie nici aceștia. Da. O să se certe da. avatarii. Și de, la nivel cred că global. e ultima alegere, ultima tură da. de alegeri în care chiar sunt ei filmați. Și corect. Asta da. la nivel global. Exact. Se întâmplă mai multe locuri de pe planetă. Mai sunt știți și reașizări din alea de paradigma că sunt unele țări, imperii târzii, imperii tinere da, și așa corect, mai departe corect, care corect, se reașează. Corect. Peste toată chestia asta, toate prognozele oamenilor mai deștepți din industria sa care lucrează pe inteligența artificială spun că până în 2029 vom avea singularitate. Momentul în care nu vom mai avea noi nicio problemă pe care inteligența artificială să nu o poată rezolva. 40 de ani. 40 de ani. Așadar, mai avem la dispoziție 5 ani să facem chestii de oameni. Că se cam termină. Tot timpul vom face chestii de oameni, însă trebuie să începem să. Dar nu la nivel de maximă trebuie 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 diferite. Se trebuie, exact, ni se va termina puterea de decizie totală ca oameni. Eu nu cred că va mai exista undeva o țară, o organizație care să zică păi Cristin, avem încredere 100% în tine, fă ce vrei tu acolo. Să zică nu, 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 tu cu AIU. Ce zici de asta? Cred că vine un moment în care să ne întoarcem la, la bază. În momentul în care lucru, toate lucrurile se schimbă, cea mai sănătoasă, cea mai sănătoasă uh, decizie este să ne întoarcem la resursa de bază. Și resursa sau capitalul de bază e capitalul uman. Dacă noi intuim toate lucrurile astea și noi vorbim aici, și dacă nu urlăm destul de tare către toate categoriile sociale să-și facă o nouă meserie, să învețe un alt tip de competență, să-și dezvolte altfel de, de viitoare activitate, să învețe despre lucruri noi, să reînceapă să învețe sau să se formeze sau să-și schimbe, da. cred că avem o oportunitate și o responsabilitate mai mare de a urla peste tot, fraților. Hai să ne pregătim pentru viitorul care pare acolo, cu riscul de a fi alarmiști. Adică, cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să spunem, eh, n-a fost așa. Dar oricum vom învăța, oricum vom evolua fantastic dacă învățăm o meserie nouă, dacă învățăm o competență. Sunt nouă. de acord și cu oportunitatea și cu responsabilitatea. Problema știți care e? Că vom avea de luptat. Vom avea de luptat cu lenea. Lene, pur și simplu. Dar e normal să fie. Când vrem lenea. să ne exprimăm elegant, spunem comoditate. Lenea. Adică ce spuneați dumneavoastră, între două drumuri, unul mai greu, unul mai ușor, la le la ușor. Din comoditate. Se numește în psihologie legea efortului minim. Pe urmă, cu uh, lipsa de interes. Dacă o cultură nu oferă interese conducătoare de cunoaștere spre noutate, spre învățare, și <laughs> oferă o altă structură de folosire a timpului, de pildă, distracția. Uh -huh. N-ai cu cine. Eu am văzut filme, documentare făcute acum 10-20 de ani în China cu niște copilași într-un sat chinezesc care se însângeau din, de, de pe mai multe ulițe într-o intersecție de ulițe unde ardea un bec. Și pentru că ei nu puteau, în timpul zilei munceau la câmp, la grădină, îi puneau la o rezărie. Părinții se Ei învățau pentru a doua zi la lumina acelui bec seara târziu. Și erau copilași de toate vârstele acolo care le ascultau pe unul care citea din manual la lumina becului. Este incredibil. Asta înseamnă că există popoare în lumea asta care au dragoste de învățătură, care vor, au ceea ce se numește în psihologie nevoia de noutate, vor să afle lucruri noi, au curiozitate epistemică, curiozitate de țață, care, Din, ce an era chestia aia, copii? Cred că era din anii 90. Perfect, vă dau un exemplu de ieri. Da. Am văzut filmare din China dintr-o orezărie unde chinezul își plantează orezul cu drona. Hmm. Păi, păi da, dar asta tuna, e de da, Sunt cei care învățau noaptea la lumina. An, da. După 40 de ani da. venea cu sacul, îl punea da. în dronă, îl găsești pe TikTok dacă îl cauți. Da. 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 A dat drumul la dronă, pe aia a și a filmat cu telefonul, uite ce bine a pus orezul. Da. Excelent. Oamenii. Înțelegeți de ce sunt ăștia campionii eh, progresului? Pentru că au în ei... Morbul adevărului, morbul cunoașterii, morbul învățării, adică al schimbării de sine. Mă schimb, când învăț, nu mai sunt de la, sunt altul. La români, comuniștii ne-au spus că poporul român a iubit întotdeauna cartea și că există o vorbă strămoșească, cine are carte are parte. Am făcut cercetări și am ajuns la concluzia că asta vine din Ardeal, unde Era cartea marterea. funciară, nu? Cartea funciară. Cartea funciară, aia era, mă. Dar în loc să spună extras din cartea funciară, că e greu de spus. Păi nu e decât o din. singură carte, carte, cartea funciară. Cartea funciară. Cine are cartea, are cum, parte. De așa cum, dacă te la notar, îți spune că te înscriu la carte. Da, da, la carte, da. Dar acum hai să, hai deci să nu puțin. avem, tradițional, noi nu avem această dorință de a învăța și dorință de a afla lucruri noi. Uitați-vă ce s-a întâmplat după uh, 89 au apărut universități noi, au apărut unele sunt fabrici de diplome, pur și simplu au dat diplome neștiere. Unor oameni care nu s-au dus la, la sediu. Păi, dar trebuia să intre cineva în guvern. Da, aveau nevoie de așa. Bun. Știți cum stăm la ora actuală? Suntem pe ultimul loc în Europa, în ceea ce privește numărul de oameni cu studii superioare la mii de locuitori. Chiar și cu diplomele la naștere? Alea. Nici alea. Noi, noi suntem tot ultimul loc. Vă dați seama că aici e vorba de natura umană, de. E platul, e basic, nu că Țărâna. e relativ țărână. Am ajuns acolo. Trebuie să, trebuie să apărăm puțin și românii. Ziceți. <laughs> nu știu, trebuie, vă să găsim, trebuie, să găsim. Trebuie să găsim un scenariu. Un scenariu. Deci, mare problemă e aveți găseabă. dreptate. E o mare oportunitate, este o mare responsabilitate da. a noastră, cei care știm în control ne îndreptăm. Aveți mare dreptate când spuneți că s-ar putea să se întâmple ce nu s-a întâmplat. Nu că, s-ar putea. Probabilitatea să nu se întâmple este mult mai mică. Bun. Haideți să vă dau câteva exemple. Niște istorici la jumătatea secolului XIX spuneau așa. În ultimii 200 de ani, Revoluția Industrială a schimbat fața lumii, fața planetei. Cum nu s-a schimbat în mii de ani. Corect. Da. A avut loc un puseu așa de accelerare a dezvoltării. Da. Japonia. Evul mediu, da. până în 45. 1945. 1945. Mulțumesc. Vin două bombe atomice, Hiroshima Nagasaki. și Nagasaki, după care să trezesc. Iese Hirohito la, la tribună, doar fusese instalat ca... și spune, dragii mei, să pare că am mers pe un drum greșit până acum, trebuie să schimbăm direcția. De fapt, propunea o nouă paradigmă. L-au crezut japonezii, pentru că la japonezi împăratul e sfânt. Da. E dat de zeita, cu tare, nu mai știu cum o cheamă, care a, e, se confundă cu insula Japoniei. Și s-au resetat. În două decenii au ajuns în fața, în fața celor mai importante puterii financiare. Japonia deci a fost poate... la un moment dat, până când a fost depășită de Statele Unite... Da cea mai mare economia planetei. da, da la un moment dat da, da. cea mai mare economia a planetei, pur și simplu prin tehnologie și prin îmbrățișarea inovației. Da. Da, mă, deci... de dacă nu o să fim niciodată ca și ăștia și noi o să fim, suntem făcuți să fim un popor average și să trăim bine și să mâncăm bine și să ne rugăm din când în când și să fie un alt fel de ordine în care și asta să fie virtute. Că poate nici socialismul, nici capitalismul nu e o opțiune. Poate că nu e virtutea maximă să fim cei mai disciplinați. să ne mutăm la țară atunci. Poate, poate, că, poate că noi vom găsi o altă formă. Glumesc mm, puțin cu treaba nu, asta. Nu, nu, da, puțin cu sunt. treaba asta. S-ar putea dar... ca idealul nostru de modernitate pe model occidental să fie fals. Poate peste 50 de ani o să vină ăștia toți la noi să spună, băi, ziceți nici noi, cum faceți mă de, de vi se rupe? Adică, cum? Nu știu dacă noi un model. Bă, Cristi, bă, Cristi, ăia care, li se rupe... Să, să nu avem străzi, vrem și noi să fie virgină pădurea, cât o mai rămas. Vrem și noi să muncim mai puțin, dar noi nu putem să vinem la noi. să vedem ursul pe străzile orașelor. Vin, vin nemții la noi la curs, dar să știi că se mută mulți din Germania și din, 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 Europa Vestică pentru un alt fel de viață. Eu nu pledez pentru chestia asta, pentru că uh, nu folosește potențialul uman la maxim. Dar dar măcar trăiești, frate. Eu am fost acum în niște țări, am călătorit în lume și în patru ani de zile am călătorit. Bă, problema cea mai mare este că trăim bine destul de mulți în țara asta. Dacă întrebi mulți români, băi, bine, nu e rău. Salariile au crescut, cerințele au scăzut, că e mare problemă de piața forței de muncă, nu există o presiune, Așa nu există nimic ce să ne scoată din urgență nu, urgență. nu se moare urgență, de foame. Nu se moare de foame. Poți să-ți găsești job aproape oricând, aproape că te duci mai și spui că vrei să pleci și stai că mai fac ceva. Uh, ăștia aruncă cu bani din Uniunea Europeană și încă curge. Produsul intern brut crește. Uh, ok, ne îndatorăm mai, curge, scum. ne mai scump. Ne, da ne luăm datorii și plătim mult. Deci, deci noi nu avem o urgență. Cred că ce spuneați dumneavoastră mai devreme și exemplul tău cu Hiroshima sau dumneavoastră spuneați, cred că noi n-am avut încă nicio Hiroshima și asta nu a putut să ne reseteze. Și cred că suntem -a ca fost și țările... de ajuns? Nu. 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 Era foarte da, adaptat. Noi am avut comunist să domnul Buhnici. Noi am, okay. nu-i comunism. Ăla a fost o aplicare a unor precepte de la Corneliu Zelea Codreanu și de la așa, de către Ceaușescu care spunea într-o conversație privată lui Adrian Păunescu măi, nu-i mai blamatoa așa pe, pe legionari că dintre ei au fost mari patrioți. <laughs> adică, putea. așa cum era el. Mari patrioți. N-am avut nici imperiu ca lumea, n-am avut nici comunist ca lumea, nici capitalist ca lumea. Sunt toate niște adaptări din astea care, care nu ne-au pus... Pre... Bă, ne-am adaptat la toate, mă. Deci, inclusiv liderii care le-au creat, le-au creat adaptate pe cât s-a putut. Dar n-au trecut din... Apropo de ce spune sociologul Ilie Bădescu, spunea odată, mai ce toate scenariile astea occidentale s-au spart la Carpați. Dar de ce s-au spart? Păi Vin romanii nu tot așa da, au da, intrat jos da. nu putem s -s -s. să înțelegem ce se întâmplă Și ce. la care el zice că s-au ciocnit de încăpățânarea țăranului român. <laughs> Turcii, grecii, same. Nimeni n-a putut, să, nimeni putut să ne schimbe. Da, poate noi suntem, bă, și, acum, înce -și bă, poate tău. suntem noi ăia speciali și care noi încercăm să-i educăm, să-i să modernizăm. Nu, dar acum gândește-te, cum ar fi să încercăm să găsim din toată, din toată, din tot ADN-ul nostru românesc și din spiritul nostru de a ne descurca și de a, de a trăi viața în tot timpul ăsta și să cum ar fi să lăsăm la o parte standardele nemțești, japoneze, americane de performanță sau cele, eu știu, altele de de care că sunt alții și mai leneși ca noi și sunt alții mai puțin productivi. Nu mai departe de Grecia, Dacă când uităm la aia, cum ar fi să fie un nou standard în care, în care gross national happiness să conteze? Adică fericirea subiectivă pe care eu o percep să fie cea importantă și toți liderii noștri să lucreze cum au în diferite țări din lume, care nu mai măsoară gross national product, adică. Uh, produs intern brut, ci produsul intern brut al fericirii, al sentimentului tău subiectiv de a trăi fericit. Poate că e un shift la care noi participăm și nu știm că suntem modele. Mă, Cristi. A, mă. Bă, jumate glumezi, dar serios. Nu, eu o gândire alternativă, mă așa puțin, se numește, glumă, în gândirea da? critică. Măi, să uităm oamenii la lui, în, se, în, în, în România se moară în spitale încă. Încă n-am rezolvat o pe asta cu happiness-ul. Se moară în spitale nu uh, am rezolvat-o, dar obiectivul se moare se cu poate zile. Schimba. Se moare cu zile. Da, mă, ca da. Așa în toată lumea se moare. În se Spitan. moare cu zile. Aici în București, unde, unde registrăm noi, da? speranța de viață este mai mică decât orice altă capitală europeană, cu o singură excepție. Sofia. Deci aici, în capitala României, și în Cluj, dacă vrei toate orașele mari de la noi, se moare mai rău ca în orice alt oraș. Statul român de este in, uh, inacceptabil uh, tolerant cu industria jocurilor de noroc, cu industria drogurilor și cu alte industrii, Și cu poluarea. Și cu poluarea, industrii din care strage bani la buget. Adică... N-au variante. N-au variante, dar asta Sigările, înseamnă alcoolul, Zahărul. Zahăr. Zahăr, zahăr. n alt, n păi da, asta înseamnă un alt model de dezvoltare. De-aia da? Aia spuneam, altă da. paradigmă. Da. Când paradigma actuală nu mai au, n-au altă da. variantă. Da. De fiecare dată când o companie merge spre prăpastie, noi ne uităm la bugetul de venituri și cheltuieli a companiei. De acolo se vede ca analizele de sânge la un om. Așa. Când vedem că acele cheltuieli, an de an, depășesc veniturile, când vedem că ea se îndatorează tot mai mult, când vedem că ea are probleme de lichiditate și risipă și scursuri, când vedem că nu mai dezvoltă linii de venituri noi prin care să inoveze și să vină cu linii de venituri cu marjă mare și cu apetit mare din partea pieței de capital, din partea clienților, din partea pieței forței de muncă, și mai avem câțiva senzori. Când ne uităm la treaba asta, e clar că trebuie închisă compania și se pune un executor, cum îi zice, un judiciar din ăla, care știe să taie în carne vie, să spună, băi, asta atât, asta atât, în trei ani de zile revenim la zero, ne mai plătim niște datorii, cât mai putem, că nu ne lasă ăștia fără datorii, că nu mai suntem prea independenți. Am mai făcut unul asta și, și a luat-o. Dar dar să intrăm într-o normalitate, nu stăm rău nici la îndatorare. 40 ceva la sută nu stăm Care rău. Nu stai, că 40 în ultimul an, an au mai adăugat 100 de miliarde la datorie, bă, Cristin. Da, încă nu avem datele consolidate pe 2023. O să vină, este an electoral, ăștia e au adăugat posibil. 100 de miliarde. În Europa ăia, dinainte că îndatorează România, i-au luat mult mai mult. Vom vedea rapoartele, dar Crește sunt... PIB-ul, dar datorarea crește mai repede. Da, Italia, Spania, sunt cu 200% față de... de produs. păi ce Uitem face rău? niciun după ei? Nu, nu, vreau să spun că nu suntem... Dacă tot ne uităm la benchmark-uri, hai să ne uităm întotdeauna la benchmark-uri, adică dacă spunem la, la, la referințe. Da. Dacă nu suntem nici cei mai datori, nici cei mai independenți, suntem undeva dar de ce, ce facem? la trend. Să păi vedem dacă... Votăm le... PNL, PSD în continuare, merge bine așa? Ești mulțumit? Păi nu merge bine așa, asta e problema, dar nu merge nici suficient de rău ca să ieșim în stradă și să ne educăm și să ne trezim. Bă, asta cred eu acum, nu știu, în discuțiile astea. Cred că, cred că, cred că merge și așa. Încă merge. Ne-am învățat să tolerăm niște lucruri. Tipping point-ul vine foarte repede. România nu are suficient de multă inerție încât chestia asta să nu ne vine repede peste ochi. A, A de... avut un 89. Exact. s-a Putem fi de acord, spre exemplu, că cursul euro este ținut în frâu de Banca Națională? Da. Crezi că o să-l țină după alegeri? Să-i dea Dumnezeu sănătate, să nu pățească ceva neamugur că e nasul. Uite, vezi, Tot la aia te gândești. Șeful, să aibă grijă șeful Bă, de noi. Deci nu, dar așa, da, nu, dar așa, eu, așa, așa, e, așa a a e ținută, România. așa e ținută de ani de zile bune, adică nu-i doar acum, că în viitor. Așa e ținută. Până găsește unul suficient de... Cum a făcut Soros în Marea Britanie. Știu. Dacă își găse... Un act de cojoc se va găsi. Dacă cineva îl prinde cu balanța dezechilibrată, ne arde, de nu ne mai trezim de acolo. Da, dar dacă începem cu conversația asta, oamenii o să o să fugă și o să spună că suntem alarmiști, că suntem din aia care avem ceva interese obscure, prin care vrem să-i speriem ca să facă ceva. Noi trebuie să ne ducem nu. cu metode mai simple de educație. Este vina noastră okay. că oamenii nu învață. Nu suntem suficient de elogvenți, nu suntem suficient de ușori în procesul de educare, nu suntem suficient de apropiați de ei, nu suntem acolo unde sunt ei, ne ducem altundeva și ei trebuie să facă efort. Eu cred că toți liderii de opinie din România Trebuie să se dea jos din poză și să se ducă între oameni înapoi. Nu avem altă șansă să da, plecăm. Asta, de asta fac cei care câștigă alegerile? Păi nu ăștia care câștigă alegerile, liderii de opinie valoroși ai României, nu ăia care se duc cu corduri. Care, care fac? mai sunt? Bă, cât sunt? 100, o 1000? O Hai să facem un curs. Gratuit pentru toți care vor să vorbească în public și vor să facă podcast, vor să facă conținut, vor să facă ceva. Hai să învățăm că avem o grămadă de, de lucruri pe care le-am învățat în chestia. Hai să formăm mii de voci. Hai să formăm mii de voci ne am obișnuit să cărăm după noi un mănunchi de cabluri semi-inutil. Unul dintre ele nu încarcă suficient de rapid, altul nu transferă date, celălalt are mufa puțin ruptă. De ce să ne ai un singur cablu care să reziste foarte bine și pe care să-l ai cu tine tot timpul, chiar și în mașină? Uite, de exemplu, un USB-C la Lightning sau un USB-C la un USB-C, care practic poate încărca și un laptop la Putere de până la 100 de W, cel puțin asta este în varianta de 3.2, cel de 2 metri, sau chiar transfera date la viteze de până la 10 gigabits pe secundă. Poți să conectezi un SSD extern, poți să conectezi telefonul, laptopul și ai un singur cablu de care să ai mai multă grijă de sigur decât de celelalte. Ambele variante de cabluri le găsești pe gb.ro, acolo unde am testat toate produsele înainte să le punem pe site și să le putem recomanda cu cea mai mare căldură. Haideți să vă spun o discuție pe care am avut-o astăzi în liftul pentru profesor de la SNSPA cu colega mea, Mihaela Minulescu, e chiar nepoata poetului Minulescu, este și a poeta. am fost colegi de facultate, de știm de o viață. Și ea cu niște cărți în brațe se ducea la oră, zice, mai zice, cât mă mai ducem, tu cât mai, zic, știi, până când? Când am ieșit la pensie dacă legea îmi permite, nu ies la pensie. Aveți vârsta. Am vârsta și puteam să ies la pensie și să iau și salariul, că legea îmi și, și angajat și la pensie și puteam să păcălesc Sunteți bugetul masochist. statului. Sunteți masochist. Sunt corect. Și am spus, dacă nu ies la pensie, nu ies. Sunt simplu angajat. Și zice, până când? Zic, mă, până când îmi va face plăcere. Așa e. Și eu la fel. Până ne face plăcere... Zic, da, mă, Ia, Ia, dar ne luptăm cu un lucru cu care n-am avut a face acum. Cu ce? Zic, cu indiferența acestor copii, acestor generații. Sunt indiferenți. Nu mai au interes de cunoaștere. Ce tocmai aici e provocarea. Da. Și pe asta mă, 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 face să rămân, da. fiindcă e mai interesant decât înainte. Trebuie să învățăm. Ce spune domnul Onețiu? Trebuie să învățăm și cum să învățăm, pentru că este altă metodă. E, suntem în alt film. Și trebuie da. să ne resetăm și noi. Și am ieșit că, mă rog, că trebuie să cobor la etajul 3 și mă gândeam, zic, mă, fata asta are dreptate. Până la urmă e mai interesant așa. Chiar e. Da. Chiar e și mai recompensatoriu, parcă. Parcă simți că ai contribuit la ceva, nu doar ai spus ceva și toți ceilalți au zis, da, mă, șeful, nu merge. Am trăit în state de astea în care democrația nu funcționa. Acolo merge. Dar acolo zriști toate lucrurile. Libertatea, toate lucrurile democrația pe care noi o avem, cum e afiravă, presupune ca noi să fim între oameni. Punct. Nu ca oamenii să aibă o putere de decizie per se și că ei vor vota bine sau ei vor lua decizii bune. Presupune responsabilitatea semi-elitelor, că nu vreau să mă transform într-o elită, a oamenilor care pot să articuleze trei fraze și pot să-l ajute pe celălalt să înțeleagă altceva. Eu cred că ăsta e momentul. Momentul este ca oamenii, dar și noi suntem dezbinați. Ăla nu știu ce a făcut, nu-mi place de la care cămașa albă, că-și vinde tricourile, că ăla are freză de nu știu cum, care are ochelari, că nu are ochelari tot noi nu suntem în stare să ne afiliem. Noi care avem ceva de spus. Noi care okay. suntem ascultați. Ne găsim o grămadă de lucruri care ne separă în loc să ne găsim lucrurile care ne unesc. Pe viitor, pe viziune. Noi nu avem problema asta. Așa trei de aici nu avem problema asta. Eu l-am văzut pe Profu Borțon peste tot, la oricine îl cheamă. Da. Și vine, uite așa, îl chem, pac, vine de, 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 nu te aștepți. Nu știu de unde arată energie. La fel... Toată viața am trăit așa. Și m-am oferit de câte ori am avut ocazie. La fel, pe tine te văd dispus uh, să faci o mulțime de lucruri, adică să vorbești și să să oferi din ceea ce știi. Din nou, iar pe partea asta de creator serios, am, am, eu am format zeci aici și am, am colaborat, am promovat, am adus în fața oamenilor mulți alții. Ce percep însă este că este chestia aia cu ochii care nu se văd. Când ne vedem față în față, totul e ok. Da. Pot pe cei din încăpere, parcă ne-a ne ne luat ceva mințile pune un contract, pune-le niște mii de dolari cursul pe care nu-l plătesc, condiția să facă edutainment pentru bine. Că trebuie să faci edutainment, trebuie să fie și un pic distractiv, trebuie să fie și o glumă, nu poți să fii serios așa ca noi acum, aș vorbi lucruri importante și ne credem ca prostii care se cred solemni. Deci, <laughs> deci uh, hai, hai să-i punem să învețe, dacă o iau razna, să plătească suma respectivă la o la un ONG altul, la să ajute copiii. Măcar să aibă un penalty dacă e o razna și uh -huh. ce zici tu. Hai să găsim răspunsuri la problemele astea. Băi, eu te-am învățat, nu-mi dai niciun ban, contribui. Dar dacă ai luat o razna și tu începi să faci comerț și începi să vinzi mizerii și începi să promovezi lucruri care fac rău societății și nu îți dai 30% din timp pentru a educa și pentru a merge lângă oameni, plătești. Înseamnă că nu aveam de ce să te formezi. Hai să le dăm o provocare, să vedem dacă fac ceva. Tot noi trebuie să găsim soluțiile. Câțiva dintre noi să pornim să rostogolim chestia asta. Până nu o facem, nu știm dacă se poate sau nu. Trebuie încercat. Uite, suntem trei. Mai dă o stricare. pune un link acolo. În pune, pune un link. Băi, cine vrea să vină în condițiile astea? Cum am făcut cu da. antreprenorii. În condițiile astea, dacă îți dă statul atât, tu trebuie să faci atât. Dacă nu dai bani, Mai poate. vedem asta. Hai să ne concentrăm noi pe Doors. Hai. Vorbeam cu Sebi Văduva recent, care vrea să aducă până în 2029 jumătate de milion de români înapoi din diaspora. Da. Care să vină aici cu un alt mod de operare, cu un alt mod de a gândi, cu un pic de capital, cu conexiuni în străinătate și mai ce e o chestie interesantă, poate și cumpără businessuri de afară, de la europeni care n-au cui să-l lase moștenire, cine știe mm -hmm. să -i, și și să-l ducă mai departe. Sunt o mulțime de oportunități că de acum suntem și neconectați conectați mm -hmm. la Occident. Noi încercăm cu toții aici în România să ridicăm un pic și un pic de pătura antreprenorială. Nu că ar fi majoritatea în țara asta, că nu o să faci majoritate cu antreprenori nicio țară. Nu. Nu despre asta este vorba. Dar ne trebuie acei duări. Da. Ce ar trebui să facă, care ar trebui să fie, să zicem așa, nu știu, un decalog al acestor duări? Adică, ce le spune? Pentru că probabil acum se uită la noi și zice, Bă, de vorbi vorbiți bine, dar hai să vedem ce facem. Că dacă suntem duori, ce facem cu chestiile astea? Că sunt oameni care spun, bă, și chiar a fost oameni la interviu cu Sebastian, bă, a venit la comentarii, ce să știți că eu sunt în străinătate, am strâns niște bani, mă gândesc să mă întorc, dar încă mai îmi fac socotelile. Și altul vine și spune, stai mă liniștit că în România e nasol, vrei să mori printr-un spital, să faci vreo infecție nozocomială, poți să-l contrazici? Nu. Și atunci, ce le spunem oamenilor care sunt capabili să facă ceva, care nu vor doar un salar, nu vor să li se dea, nu așteaptă mici bere. un carton cu, bici, cu, mici anul ăsta. Și cartofi acolo ești bun. Am pus, am pus, atent, am pus pită. Da. Sare n-ai pus. N-ai pus da, am, pus. Sere, -ai pus aici în sos. Acolo. Așa. Am mici, am cartofi prăjiți, am pus și pâine și am pus și usturoi. Da. Usturoi. E bun. Nu? Anti... Uh... la țepeș. după ce mănânci mici cu usturoi, nu se mai apropie nimeni. <laughs> Nici... Se face gol în jurul tău. Eu uh, imediat o să-i dau cuvântul domnului profesor că sigur are o, 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 variantă mult mai bună, dar eu am două subiecte să-ți răspund la întrebarea ta. Unu, că oamenii care au trăit afară vor veni automat cu un alt fel de mindset, pentru că au trăit în s-au reformatat acolo, s-au reprogramat într-o societate și cred că e o șansă fantastică ei să vină și să livreze produse, servicii și conversații la un anumit nivel și sper să-și asume o parte din ei această responsabilitate de a veni și a reconstrui ceea ce i-a propulsat inițial. Sper să aibă uh, micul nivel de sacrificiu și micul nivel de, de, de bucurie, pentru că majoritatea sunt majoritatea suferă încă pentru România. E, e totu ești totuși în țara nimănui, nu ești nimic Așa acolo. E. Uh, deci sper să, sper să pun în balanță că nu mai sunt mulți ani pe care au să fie lucrativ și ar putea să contribuie. Uh, extrem de mult la ridicarea standardului în România și să se ține de acele standarde, cum fiind conștiinți că standardele de aici, la nivel de produse, servicii, sănătate, educație, sunt mai joase. Și doi, cred că tocmai educându-ne noi, unii pe alții, am putea să punem presiune pentru ca instituțiile statului să facă programe speciale pentru ei. Și eu militez foarte mult pe programe de startup diaspora, în care oamenii care vin în coace să spună uite, primești 50.000 de euro ca să pornești business-ul aici, la standardul ăsta, ăștia sunt, sunt indicatorii pe care tu trebuie să-i atingi, astea sunt industriile în care noi chemăm, că nu putem peste tot, în zona de servicii da. profesionale, în zona de construcții, în zona de știm, acolo unde da. au fost buni, Bă, veniți în încoace că vă dăm ajutorul, care nu ți-l dă nici Spania, nici Franța. Dacă facem un mix din asta și le dăm o voce și lor să spună care este nou standard, eu cred că asta ar fi o chestie fantastică și cred că ar contribui cu adevărat la România care i-a să fie acolo. Asta a făcut statul italian. La un moment dat era un milion de italieni migrați în Germania. O, da. Marea migrație a da. italienilor din Germania, nu, da. din anii un... 60, mi se pare. Da, nu, mai încoace, înainte de Fiat. Pentru că Fiatul așa s-a făcut, cu forță de muncă italiană, care s-a calificat la gen Interesant. Ah. Interesant. Și statul și-a dat seama că e o forță extraordinară și au dezvoltat politici atractive, ce spuneți dumneavoastră, ca să-i facă să vină în Italia. Și cei mai mulți dintre ei fiind din sud, îi chemai în nordul Italiei, îi chemai la Torino. Vă dați seama unde îi chemai? La civilizație. Pentru că îi da. luai din sud, pentru ei era un semnet de promovare socială. Din sud îi aduceai în nord. Cu probleme de integrare, dacă ați văzut filmul ăla, unul dintre primele filme lui Alain Delon, Rocco și frații săi, acolo este vorba de o încercare de asta, o familie de frați, de băieții, bărbați tineri, care încercă să să priceapă și cum e cu Italia industrială, că <laughs> ei e veneau din sud. E, cam asta a fost. I-au adus din Germania, i-au lăsat să lucreze în fabrică și s-a înființat, Fiat asta înseamnă, fabrica italiană de... Automobile Torino. Automobile Torino. Gândește-te, dacă antreprenor poate aduce, nu știu, 50 de mii, 10 .000 dar angajați în niște fabrici care produc niște lucruri strategice pentru regiune și dacă reușim să punem 10-20 de industriași mari împreună cu niște fonduri europene și împreună cu reprezentanți ai unor forumuri sau unor entități publice să aducem înapoi niște sute de mii, așa îi aducem pe toți. E mai bună decât asta cu antreprenorii, că ăștia -s puțini. Dar să facem vreo 3-4 supercorporații în care statul să aibă o parte și ai noștri, industriași români, pe banii sau cu banii lor și cu banii băncilor și cu banii Unii Europene, asta ar fi și sunt o grămadă de linii de fonduri nefolosite pe care nu le Cei mai mulți s-au specializat în construcții. Foarte mulți români. Și în Spania, și în Italia, ei știți că da. a fost pe acolo. Ia Eu am prins, un tare. fel de meșter care a lucrat în Anglia. Și am noroc că s-a întors, că i-a și copilul studiile. Mhm. Uh -huh. M am, m am, am să lucrez și a terminat mandatul omul. Exact, și a zis, m acolo ca să fiu lângă copil. Mandatul de, mandatul, de părinte. Zice, de să frumos. știți că am, am, am făcut renovări prin case de 100 de milioane de lire, făceam tot felul de reparații, reparam parchetul și pe aia, dacă vedem că e acolo o chisă cărămidă, o reparam și pe aia și mi englezul, poți să faci și asta? Și ce, eu român, știu să fac și din astea. <laughs> și am, le făceam de toate. Și după și ce a zis? Atâna copilul, am vrut să vin aici. Frumos. Bă, lucrează atât de frumos omul ăla, mi-e tot dragul de astfel de oameni. Și mi-este clar că dacă era un meșter de aici, poate n-ar fi căpătat atât de multă siguranță de sine să fie atât păi de -avea autonom. Recunoaștere. În Anglia a avut recunoașterea uh, seriozității și talentului. Da. Și a câștigat mai bine. Cum ar fi să avem 5.000 50. <sus> de români care să câștige la fel de bine ca și acolo, să poată să-și trimită copiii la școli unde vor ei și să trăiască demni și responsabili aici da. la noi în țară. Și asta ar putea statul, da? În da? politici. Da. da, deci asta e... Da, asta, asta mi se asta, foarte tare. Să te duci asta o, să, o, să... o să o insist și mai mult. O să o pun pe hârtie să vedem cum putem face niște mega-fabrici mega, mega fabrici în care un consorciu de antreprenori români, împreună cu statul, împreună cu cei care gestionează fonduri europene, să poată să construiască niște supercorporații listate la bursă. Imposibil să cadă. La care oamenii să aibă acțiuni. La care să vină cu siguranță maximă că n-au cum să cadă de acolo și că vin pe salarii aproape de afară, dar cu cheltuieli de România. Pentru că, în esență, nu contează cât câștigi, contează care e diferența între câștiguri și cheltuială. Și cu plus sentimentul că ești la tine plus acasă. sentimentul că ești la tine acasă, care este de neprețuit, să zic așa, dacă de. facem reclamă. Deci, dacă reușim să facem chestia asta, asta mi se pare genială ca și, ca și direcție și este mult mai de impact decât doar zona de antreprenori care să vină acasă. Partea de antreprenoriat, nu vorbim doar despre ea, pentru că antreprenat, toată ziua a devenit așa nu un vezi, fel de mare. Da, economie, mai mult de problemele economice, că noi practic trebuie să vorbim de toate, trebuie să aducem și investitori străini. Da, în da, hai să explicăm de ce tot vorbim despre chestia asta, pentru că mulți oameni care sunt la noi poate sunt salariați, poate zic, păi eu că știi deja bine, de ce mă pui tu pe mine să iei din zona de confort, să mă apuc eu să devin antreprenor? Dar nu trebuie. Nu merge, frate. Am încercat să fac antreprenori cu forță. Nu merge. Nu merge. Nu, nu, suntem. Și atunci, atunci ce, le spunem așa? oamenilor? Să stea lângă un antreprenor, că ăștia angajează 3,5 oameni în, în, general și tind să țină mai mult de oameni decât o corporație care îi dă, peste, îi dă afară peste noapte, că nu le-a ieșit bugetul de venituri sau că A acționarii... A dat afară, de afară 14.000 da, într-un foc. Să păi, așa, 14.000 așa. Da, mă, da. Deci, deci întotdeauna în istoria în, economică, angajații la companiile private de familie, mai ales la cele de familie, au fost mult mai la adăpost. Au dezvoltat capabilități multilaterale pentru că a trebuit să facă și aia și aia și aia, că asta nu și-a permis să angajeze cinci oameni specializați. Deci da. a crescut, a putut să facă mai multe lucruri, a fost mai respectat, a fost mai asigurat. Când ți-a fost greu, a adus bani de acasă pentru oameni? Întotdeauna. Trei ani de zile. După ce am avut un la fel, CEO, un CEO care a dat în cap compania, un an jumate ne-a trebuit să o aducem înapoi pe profit, No luni a dat în jos, un în jumate să o aducem înapoi pe profit. Na, deci ne-am pierdut patru ani din viața noastră ca să n-am dat afară pe nimeni, nici în COVID, nici după aceea. Exact. Toată lumea rămâne și poate trebuie să facem un pic mai mult acum cu timpul pe da. care îl avem. Trebuie să ne gândim mai eficient la cum cheltuim banii pe alte da. lucruri. Am adică aminte când umblam în pandemie să ajutăm oamenii. <laughs> Ți-așa în afară Alexandra. <laughs> Am fost să ajutăm oamenii, efectiv, tu ai dat bani din buzunar ca să nu dea faliment câțiva oameni care, mea, care trebuia să ajungă doar până luna viitoare. Adică asta, între antreprenori, este, e un alt fel de solidaritate, e mai aproape de, de, de grupul ăsta, de gașca noastră, dacă vrem să zicem, decât o corporație care se uită în Excel și taie jos. Noi ar trebui să avem, cum eram, roata țiganului, cum se chema aia? Fiecare contribuie puțin în un sistem de asigurare. Ce are o? Ce are o? Ce are o? Deci fiecare contribuie cu 3 lei și când ăla dă faliment și anumite situații și stabilim niște criterii, dă-i niște bani să trăiască familia lui șase luni. Flavorul nostru de capitalism. Păi nu, da, nu, de, eu nu cred că e de capitalist, eu cred că e de socialist aici, mă trezesc socialist aici, pentru că antreprenorii își, își, asumă cel mai mare risc. Ei, sunt, ei investesc primii și primez banii ultimii. Poate chiar după un an, după ce dividendele se setează de. și uh, poți să spui la finanțe, domnule, atât am făcut, atât datorez, mi-a rămas mie atât. De cele mai multe ori, mai mult de, cum era, mai mult de două, trei, nici nu fac bani. Plătesc doar salarii, cheltuieli și la sfârșit închid. Capitalismul ăsta nu e nici cel uh, unic. Nu e un singur model. Există un capitalism uh, antreprenorial. exemplu, cel mai uh, reprezentativ e capitalismul britanic. Există un capitalism de stat, vezi China. Există capitalism corporativ, dominat unde domină marile corporații. Există mai multe Feluri de a face profit și de a-l vărsa în societate, uh -huh. de a contribui la dezvoltarea societății. Se pare că ăsta antreprenorial e specific anglosaxonilor. Ei sunt, românii nu sunt făcuți. Nu sunt. Și păi, cum facem noi aici? Și știți, în istoria românilor ce s-a întâmplat, au venit alții, numiți alogeni. Că au fost evrei, că au fost armeni, că au fost greci, că au fost bulgari chiar. Bulgari sau albanezi care au venit la București. Și s-au realizat aici cu oameni de afaceri. Fiindcă ei făceau ceea ce românii nu făceau. Da, și, și pe urmă s-au născut și niște curente de astea antisemite și homofobe, sau xenofobe, pardon. Xenofobe. Xenofobe, gură față de străin, că ce vin ăștia peste noi să comande la noi acasă. Dar voi ce ați făcut? Că ați do dormit de trei generații în cizmele statului și n-ați făcut nimic. Deci există o atitudine de pasivitate și de farniente și de merge și așa, care e compensată de activitatea altora, care vin din afară și s-ar putea să se întâmple și în viitor treaba asta, să vină alții, să facă business-ul pe care românii nu-l fac. E mai este greu că... de crezut că vom face antreprenori din, din oameni care sunt pasivi, dar măcar să fim siguri că vom crea Contexte prin care cei care sunt făcuți acei 5%, 6% să se poate afirma. Să se poată afirma. Eu, da. cred că, eu cred că nu e o problemă de procent, eu cred că e o problemă de cei care okay. au șansa din cei care sunt în acel procent. Ok? Pentru că de data asta, riscul pe care eu îl văd este că înarmați cu uneltele astea moderne de tehnologie, niște antreprenori cu un pic mai mult curaj din alte piețe vor intra foarte ușor aici. Alogenii, de care spune noastră, alogenii acum nu mai vin unul singur pe cal. Da? Uh, nu doar că vine în gașcă, vine cu o armadă. Că vine cu o armadă tehnologică. Nu trebuie să fie încă 100 de ai lui. Poate să fie el cu încă 100 de roboți. Softuri. Exact. Și atunci, ce șanse mai are România într-o lume în care vedem că, cel puțin noi aici, pentru că toată ziua ne pe aici, ni se pare că lucrurile evoluează. Parcă că a mai schimbat câte ceva. Eu ce văd afară, încă o încurajez oameni doar să se uite măcar pe social media la imagini din China. Băia, sunt în alt mileniu. O sunt în viitor. Da? Adică, nu te mai poți uita doar la Statele Unite, la orașele americane, ca model de dezvoltare. Te să duci un pic către Asia, Vreau dacă să vrei să, să vezi un model să educație de asta prin imagini. Alternați imagini din China cu imagini dintr-un sat românesc. Cu gardurile alea căzute și legate cu sfoară. Trebuie neapărat să vedem, ca să ne dăm seama de fapt unde suntem noi. Corect, ar fi să luăm și din satul chinezesc să vedem care e reprezentativitatea. Da, și o să vedeți acolo uh, curățenie. Da. Și da, măcar asta, dar da, să avem același. Da, da, sat la sat, sat, la sat. și oraș, oraș, la oraș la oraș. Pentru că nu se poate, până nu ne-om trezi odată cu... Știți ce spun sociologii? Că cei mai înverșunați de ăștia etnocentriști, ednocentri, ca la noi, la nimeni, noi suntem de, uh -huh. 2000, buricul, de asta, pământului. buricul pământului, sunt la oameni că nu au ieșit niciodată din țară, că nu au ieșit unii nici din satul lor și să cred cel mai, cei mai tari din parcare. Asta e mare problemă, că nu sunt... Haideți să le arătăm ce e în lume, ca să vadă și ei și mâncarea și să vedeți cum mănâncă unii, că mănâncă mai multe legume și mai multe fructe, că mănâncă mai puțină carne care, cu dulciuri, care hrănesc uh, celulele canceroase. Toate lucrurile ne mirăm de ce trăiesc alții așa mai mult, pentru că au și altă hrană. Nu e uh, bună ca a noastră, de ce e bună a noastră? că ne-am obișnuit cu ea. Urmă. Și cu ce te obișnuiți, e bun. Și chiar s-ar trebui uh. să ne pice rău primele două săptămâni altă hrană și da, să când spunem, schimbăm. Dar când ne dăm seama, când merg în, în, lume și mă duc la un hotel la un lanț de ăsta, mă rog, un Sheraton, un asta și văd uh, kilometrii de, de, mâncare, da? La micul dejun. Și constat că, în afară de o omletă, nimic nu seamănă cu ce avem noi. Și omleta e universală. Sunt o. Da. <laughs> și, și văd uh, fipturi cu câte un bob de strugure pus în vârf și văd, doamne, zic, alții de ce s-au gândit, mai și ai noștri, nu? Știi, nu. Adică încerc, eu sunt român, țin la poporul meu. Am și eu mân, ambițiile mele și orgoliile mele de român. minte și nu s-au gândit. De ce alții să gândesc? Pentru că sunt și creativi, sunt și au avut altă istorie, au avut alt traseu de da, formare. Dar cu toate astea trebuie să admitem că ritmul nostru de dezvoltare este un pic prea lent pentru vremurile actuale. Ești politică corect acum, nu? Vrei să fii politică -licor. Rămânem prea rău în urmă. Da. Noi am crezut că ăștia stau și noi mergem încet și prindem din urmă. Când da. colo ăștia au alergat. Și noi am rămas exact. puțin mai în față decât de unde am plecat, dar ne uităm și zicem, bă, ăștia tot acolo. Le găsim problemele. Lasă-mă că iasă așa, că e-ați niște roboți, că ia niște nu știu ce. Dar rămânem să continuăm da. continu să fim în aceeași paradigma noastră de slow learner și uh, late bloomer. Păi ce adică... înseamnă asta? că noi nu alergăm pe pace stadion. Nu, noi alergăm pe... Pe o clarare, Pe, pe Imaș. Da, pe Imaș. Noi credem că suntem tari. Noi nu avem cum să ajungem din jurul că că sunt pe o pistă de stadion cu 100 de, mii de spectatori și noi alergăm pe tăpșani. Și în ce care e riscul? Riscul este să să ajungem să fim conduși de alții din afară. Pentru că alții au toate pârghile lumii contemporane de a domina și de a scoate profituri economice din munca altora. Păi nu o fac asta deja corporațiile? Deja o fac. Deci da, corporațiile avem... sunt o formă de a extrage valoare din piața asta mai eficientă decât ce știm noi. Corect? Da. Da, necazul știți care e că noi nu avem forțe politice care să țină cu munca românului, țin cu profitul corporației. Vă aduc aminte că codul fiscal al României a fost votat în varianta propusă de Asociația Investitorilor Străini din. România. Președinte păi E nu? Da Florin, păi 200, da, Florin Pogonaru. Președintele. După un an sau doi a apărut codul muncii. Culmea. Cum, codul muncii nu mai era codul fiscal, care ține de management, de competențe financiare. Nu, codul muncii. La care au încercat să participe cartel alfa, Bogdan Hosu, ăștia, Dumitru, cum îl cheamă de la BNS? Costin. Cu Dumitru Costin. Așa, scuze că îl cunosc bine și mi-e drag, dar am avut un lapsus. Oamenii ăștia au încercat să contribuie, nici vorbă. A venit Asociația Investitorilor Străini din România și a pus codul muncii pe cine credeți că era premierul României? Victor Ponta, care reprezenta Partidul Social-Democrat, adică partidul care spune că e cu munca. Că el servește interesele muncii, nu ale capitalului. Alu primaților. Dar, dar vezi că și treaba asta s-a reinterpretat. Ce a zis? Păi, da, mă, că eu iau taxe de la voi, să fie taxe mari, ca să pot să vă dau beneficii mari și eu am grijă de voi, în realitate, a dezechilibrat acest, acest, această balanță hmm. între corporații care au scutiri de taxe pe, pe, taxe, pe, pe veniturile brute și a încărcat cheltuielile noastre cu un om, la în loc să-i plătim 3.000 și eu știu 500 de lei, plătim 6.000 de lei sau cât, cât e 80% în plus, în condițiile în care ei nu plătesc da. toate aceste taxe. Și atunci, toată greutatea, cum să mă duc eu să găsesc un om, eu sunt și mai puțin tehnologizat și mai puțin pregătit ca management, că n-am experiență de 100 de ani, sunt, uh, îl plătesc mai puțin pe om, pentru că de la brut la net e mai mare diferența la mine. Pe cine să mai iau? Am rămas doar să-i luăm pe cei care sunt mai slăbuți sau care pur și simplu sunt mai libertini și nu le place corporația și nu le place rigoarea. Eu nu cred că îi place cuiva neapărat corporația, că n-am văzut pe niciunul pe stradă când cobor la metro de acolo din clădirile de aici din Pipera. Sau cum le spune Vasile cu Planeta Pipera. Să fie fericiță. Să, fie fericiți, să zâmbească. Mai zâmbește mai zâmbește câte unul. Bă, da, să-l vezi măcar cu un tricou de la firmă. Ați <laughs> observat chestia asta? Da, mă, dar dacă te întâlnești cu ei, zice, Ești la corporație, mă, la noi. Nu se dă afară nici dacă... Numai prostii mari se face. Au sentimentul ăsta de superspecializare, de... Le spun frumos în fiecare zi... Da, mă, până întâmplă. vine pe Sigma, pe Excel, minus 10% nu, de la, la, la headcount. Uită, uită și uită. caută din nou același lucru Știți, ca și pe auriu. Ce s-a spus acum vreo 20 de ani, eram la începutul mileniului și un analist american a spus că bisericile secolului 21 vor fi corporațiile. Pentru că ele vor oferi și o viziune despre lume, cultura uh -huh. organizațională, Pre? vor oferi și un sens al vieții. Ai tot timpul ceva de făcut, tot timpul știi ce urmează. Îți structurează viața. Păi ce mi-e că te duci în fiecare duminică la biserică, ce mi-e că trebuie să te duci în fiecare săptămână, nu știu unde. Uh, are ritualurile respective, Christmas party și alte ritualuri pe care le știm. Team building-uri, ieșirile... Building CSR, Toate astea terenți. țin locul unei biserici, adică funcțiile pe care biserica le îndeplinea înainte, pentru mase mari de oameni, sunt preluate de corporații. Și atunci stai să te gândești, nu cumva viitorul este alăstora, că de-aia spun cei liberali care vor să trăiască liber și autonom, spun vine comunismul peste noi, este un neocomunism. Pentru că adevărul ăsta este că la poarta corporației se termină democrația. Începe managementul. Nu, începe policy-ul. Cum îi spune? Da. Corporate, our corporate policy. Politica noastră internă. Da, da, da. da. Și dar da. legile până aici, dar da. aici în interior. Și mai e o chestie interesantă. Chiar vorbeam recent cu cineva. Sau guvernanța corporativă. tot a, aia. Exact. Băi, a fost recent un caz într-o companie mare de resune de la noi în care o persoană a devalizat serios din companie nu au chemat poliția. Hmm. Și au făcut curățenie, au dat-o afară. Ce că a fost la altă companie, concurentă, a făcut același lucru. Oia hmm. ce a făcut? Curățenie, au dat-o afară. Nu, au chemat poliția. Ca să nu paradească imaginea firmei. Eu să știi că eu să să numește politică de brand. Eu vreau, să vină, eu vreau să vină în țară, dar vreau să vină în egalitate și în condiții egale cu mediul concurențial în care se află. Eu vreau să vină, pentru că investițiile străine sunt importante. Ei nu aduc doar bani și aduc mulți, aduc și tehnologie, aduc și know-how, ei formează mulți oameni. Din păcate, foarte puțin poți să-i mai integrezi într-un mediu antreprenorial după ce au stat în corporație. Vin acolo și se uită la tine și, băi, la voi e haos, nu s procese, nu i totul clar, nu-i, păi, Proceduri. Așa, la noi, frate. Adică, te am chemat să faci tu un pic de ordine. Da. Păi, n-am asistentă, n-am mașină din aia, faină, nu-mi spală nimeni mașina, nu? complicat, team building-uri nu faceți, mă o bere câteodată și o pizza, e greu să-i mai integrezi. Dar totuși aduc mult know-how. generează mulți furnizori în lanț care sunt în continuare și care angajează antreprenorial oameni și creează family business-uri. Deci sunt buni, sunt importanți. Nu e doar corupția politică, ceea ce ține în viața o corporație, este și un mod de opera. Bă, unii uh, sunt da, buni, este un mod unii haideți sunt buni, să vă spun. dar în condiții egale. Vă dau exemplu: uh, Bayer de la Leverkusen. Uh, deci am citit un studiu despre această corporație. Au, așa. Pe lângă fabrica, da, care produce tot ce știm noi, industrie farmaceutică și industrie chimică, au mai multe divizii. Au creșe și grădinițe pentru copii angajaților, au școli și licee pentru copiii angajaților, au facultăți pentru copii angajaților și pentru viitorii ingineri, economiști, juriști ai corporației, au spitale ale corporației, toate sunt Bayer, au, au, și cimitire, dacă vreți să știți. Deci te naști Bayer și mor Bayer. Da. Într-o cupolă care se numește corporate. Da? Bayer. Vreau să vă întreb. Nemții de acolo sunt mulțumiți. De ce? Pentru că au și grădină zoologică, au și parc, au și filarmonică de talie mondială, au și o echipă care fac câștiga Bundesliga. Fertul acum... Logica, ei sunt a, în grădină. Da, da, logica, da, dar nu știu. da așa, exact. Deci, fece, Leverkusen câștigă campionatul da, ce Bayer Leverkusen înainte? Bayer, ba da, scuze. Bayer Leverkusen da, cu 16 puncte înainte. Le-au dat și scop, le-au dat și luptătorilor. Le-au dat lor. și luptători și eroi și sens, tot. Deci, vreau să vă întreb acum. Câți dintre ei spun, bă, eu ies din cupola asta, că nu mă simt bine. E efect de seră nu mai pot să respir, vreau să ies afară. S-ar putea ca afară să nu mai găsești. Eu știu cazuri în România când au lucrat în corporație, au fost importanți pentru că erau director de resurse umane și s-a părut că sunt meritele lui personale, și când s-a ieșit afară și a făcut propria firmă de resurse de umane. Nu i-a răspuns nimeni la telefon. Nu i-a mai răspuns nimeni la a, telefon. Asta e un alt șoc. Și și dă seama că, de fapt, valoarea lui stătea în brandul corporației, în brandul firmei, în, în poziția, poziția pe care, nu... care o are acolo. Nu se ținea de el, de farmecul lui personal sau de uh, abilitățile lui personal. mi au zis și mie că nu o să mai fac nimic după ce plec. <laughs> tot timpul când pleci, sunt tot timpul. Unul lor a ieșit. Eu știu oameni extraordinari. Bă, ce eforturi. eu știu oameni care, fiți atenți, el arhitect la Institutul Proiect Brașov, ea directoare de filială de bancă, importantă, nu mai spun care, la Brașov, și-au luat tracafusele și-au dus într-un sad ăsta părăsit de sași și-au deschis acolo o pensiune. Superbă! El arhitect. A recompus totul. A pictat din nou dulapurile alea, să A, A făcut-o două... -o... E... știu. Ești în altă nume. i a fost, probabil. Eu am dormit m sunat ca să le dăm un pic pe ceva de construit, așa. Excelent. Deci asta vreau să dezvolt acolo. Și au un succes extraordinar. Trăiesc din turism. Sunt și oameni care pot să pivoteze, pot să iasă. Da. Sunt unii care le hărora le Dar ne întoarcem la varianta cea pe care a spus-o mai devreme cu statul care poate să devină participațiune din mari corporații românești, cum a făcut uh, Corea de Sud. Corea okay. de Sud nu a avut nicio șansă și n-au -a avut altă variantă decât să parieze pe niște cai puternici, care, la care statul sunt parteneri okay. și angajații executivi au rol de ministru secretar de stat, ceva de genul ăsta. Când m-a luat uh, directorul global de resurse umane de la aeroport, era împărțit aeroportul în două, jumate era liber pentru el și jumate cealaltă aglomerată. Deci atât de mari sunt ei pentru că ei n-au nevoie de taxe de la oameni, pentru că cele mari corporații pe care le-au fondat acum 50 de ani dau suficiente taxe încât să-și consolideze bugetul lor anual. Ei consolidează, de fapt, unul dintre cele mai mari fonduri suverane prin taxele care. Gândește de ce perspectivă. În Corea. Bă, da. Gândește ca noi să facem cu niște niște 300, 500, 800 de milioane de euro care sunt restanți și care nu i-am luat de la Uniunea Europeană și probabil nici nu o să-i luăm. Să punem la un, la un loc 80, 700, 800, 1000. Mulți, foarte mulți bani. Milioane? Da sute de milioane, pe care nu o să-i luăm din nou, că nu am mai luat și alte, și alte dați. Deci ăia 50 de mii de care spuneam că le dăm la un antreprenor... Ăla e nimic. Niște proiecte strategice mari în care să punem toți antreprenorii să biduiască, să spună băi, eu fac asta și aduc atâția bani. Un mare fond de investiții care să fie listat după aceea, în care angajații să poată să cumpere, în care corporatiștii mari să vină să lucreze acolo ca experți, că le dăm și lor de muncă. Nu avem nevoie numai de muncitori și de oameni în construcție, da. avem nevoie și de top management. Gândește cum o chestie de asta poate să capitalizeze da. 20-30 de mii, 100 de mii de români de afară și din România, plus okay. 10.000 de experți, plus 100 de Domnule, investitori. Dar se poate face asta? Se, se poate, poate face sigur în da. principiu. În da, în -avem practică, parterea nu avem parteneriat public-privat, nu avem legea Holdingului. avem da, parteneriatul și, și lege. Pentru că toți diriguitorii noștri, ca să-i numesc așa, generii, da. că nu sunt numai oameni politici, da. sunt mai mulți. Sunt consilierii oamenilor politici, sunt din administrația publică, sunt din clasa managerială, sunt mai mulți. Sunt prizonierii ideologiei neoliberale. Adică. Neoliberalismul este doctrina radicală a liberalismului care spune stat minimal, de. să nu mai participe deloc la viața economică, ce propune dânsul, și uh, idolatrizarea pieței. Piața e un fel de idol, piața liberă. Vie liberă. Vie liberă, concurență acerbă, peștele mare înghite pe cel mic. E un fel de mutatism, mutandis darvinism, dar un darvinism social aplicat în viața uh, uh, economică. Păi și nu Păi funcționează în detrimentul popoarelor, că da, i-au ieșit cu tractoarele pe străzi și s-au dus până la Brusel și le-au vărsat acolo bălegarul în cap. Pentru că au sezizat că Uniunea Europeană începe să servească corporațiile în loc să servească cetățenii Uniunii Europene, cum li s-a promis. Da. Că așa a fost inițial. Va fi Uniunea Patriilor. Și atunci, de ce redevine important statul în toată ecuația asta? Pentru că avem o discuție recentă, spre exemplu, cu cineva din energie care îmi spunea, zice, băi, oricât de mult am vrea noi fiecare să ne punem fotovoltaice și baterii, noi nu avem de unde să știm cum funcționează toată rețeaua. Și nu o să spună nimeni. Și atunci... Asta e unul din motive. Plus că nu putem da legi. Ei sunt responsabili exact. să dea legi. Un, democrația funcționează pentru că, atunci când funcționează, pentru că ai un președinte reprezentativ, uh, iconic, la care oamenii nu doar se uită la el ca un om de contact. Îl mai și cred. Și, îl și cred și creează un model de om. Okay. Dacă e important și asta, să fie un model de om pentru generațiile următoare, bă, vreau să fiu ca ăla când o să fiu mare. Doi, de ai senatul a... care e locul înțelepților, nu a, a înțelepților care se gândește. și, la mai Și ai executivul care este pregătitată să, exec... să facă un mandat. Păi la, dacă la noi, executivul puterea sunt... putere legislativă, îi dă ordonanțe de urgență, care De asta tăfie, nu de zice ordonanță de urgență. La noi, ordonanța de urgență a devenit uh, lege pe repede. Da, mă, da. Pentru că noi avem oameni politici de gen genul Florian Cățu, care s-a dus prin America, cât o fi studiat pe acolo, nu știu, nu știu. problema lui, dar el a prins exact Neoliberalul floare acolo. El, cu do îndoctrinat, a venit la București, da. crezând că e pe cai mari, el e pe creasta valului, vine cu noutăți. Adevărul că această mizerie, că este o utopie pusă în practică și dă ce? fiind au bani. Dacă nu ar avea bani, nu s-ar putea pune în practică. E o utopie. Da. Deci, odată cu Ronald Reagan, Reagan, mă rog, în Statele Unite și cu Madame Thatcher în Marea Britanie. Eu au fost cei care au promovat această nouă ideologie. La ora actuală a ajuns să fie ca un capac, este considerată ca de la sine înțeles, nimeni nu o mai pune în discuție, pentru că a avut succes la nivel corporativ. E ideologia dominantă în Uniunea Europeană. De aia propune Codruța Chiove și și alții propun anchetarea doamnei, cum o cheamă? Ursula. Ursula. De ce? Pentru că se pare că a făcut niște contracte oneroase care sunt încă secretizate cu marile corporații, cu vaccinurile, care sunt industria pharma, da, big pharma, cei mari în, far... în industria farmaceutică. De ce sunt dezamăciți europenii? De ce apar mișcările suveraniste? De ce apare euroscepticismul? De ce ies fermierii cu tractoarele lor săraci în, în stradă. Pentru că această Uniune Europeană s-a îndepărtat tot mai mult de cetățeni și s-a apropiat prea mult, periculoză mult de corporații, care sunt, într-adevăr, bogate. Pot cumpăra un guvern, pot cumpăra Nici mai știi cum un parlament. Ar, Hai să ar, mai ne? dau o utopie. O utopie care sună așa. Un stat care dă legi bune și creează 50 de companii naționale mari pe lucrurile care merg în piață următorii 30 de ani. Apoi, angajează experți din corporații la salarii bune, transformă din stafful uh, care lucrează azi în, în zona publică și convertește și învață meserii noi ca să se încadreze în aceste companii, 30.000, de, de 200.000, poate mai mulți de atât se lucreze din România și de afară la un alt standard în acele companii, 400 de ambasadori care se duc peste tot și am atașațiilor să vândă în toate țările bunurile pe care noi le putem produce aici, să fie cu adevărat ambasadori economiei noastre. Și în 20 de ani, 30 de ani, lucrurile stau altfel. O utopie la care oamenii o să spună... O Utopie. Spune, a încercat-o Păi nu, nu, nu să fii dominant. Tu trebuie să-i lași și pe lași, dar tu trebuie să ai strategia ta. Dacă tu nu ai strategia ta, ești mâncat. Noi nu avem nicio strategie, noi nu avem niciun plan -astora de salvare. În lor, noștrii să se spune statul nu are ce căuta în economie. Și îi tac din gură, fiindcă mai mulți nu știu. Deci noi avem nevoie de o clasă politică. Depinde de, bine, să de se rău, întâmpe... Mai avem nuclear electrică, mai avem hidro, mai avem ceva din petrol. Când Asta e foarte bine, dar e un semn că avem... Deci, uite, bă, avem niște exemple. Cum ar fi să multiplicăm exemplele Clase pe care electrica. le vedem? Da. De ce să nu... Păi da, dar nu Lom sunt bine administrate ele. astea. Păi asta, noi avem nevoie de o clasă politică... Așa și că nu sunt bine administrate. care să îndeplinească două condiții dintr-o dată. Da, dar... Competență și moralitate. Responsabilitate. Oamenii politici nu sunt oameni de afaceri. Asta zic că văd și o mică problemă aici de... Nu știu. E o problemă nerezolvată, nu doar în România, și în alte părți. Ne dorim politicieni care să aibă abilități de business. Păi n-am vorbit ne despre chestia asta, n-ai zis că ai prea multă treabă în business, să te bagi în politică. Oamenii care, sunt, care fac business bine nu se duc în politică. Ajung în politică Dar cei nu care pricep. Nu prea fac business. Nu te pricep. Da, eu e o diviziune a muncii. Da. E altfel de lume, nu te pricepe. Adică Într-un fel, vreau să vă spun că a zis Sociolacul dă și lumea a început să râdă. Că noi facem politică pentru că așa vrea Dumnezeu. Să știți că eu aici. E o doctrină creștină care spune că Dumnezeu ne dă harul la toți. Fiecare are harul lui. Noi trebuie să-l aflăm. Dacă comunicăm cu Dumnezeu, dacă nu ai de unde să-l afli. Și să mergi pe harul tău. Să nu încerci să faci un lucru pentru care nu ești haruit. Adică dăruit. Fiecare cu darul lui. El cred, cred că i-a spus cineva vreo față bisericească, domnul premier, dumneavoastră să faceți politică, fiindcă așa v-a Dumnezeu. Cred că la măcar a, atât. -a, luat doar concluzia. Fără să Măcar mai atât, lice. că la liceu, na, na, n ați avut noroc, dar da. Dumnezeu vă iubește totuși. Da. Nu știu, eu, eu nu, eu nu mă uit la niciun reprezentant al politicii de astăzi ca la un subiect. Eu mă uit ca la o la un, un, un fel de categorie de oameni care mi-e milă de ei. De uh, ce? Pentru că sunt incapabili și știu asta în sufletul lor, că sunt incapabili să facă ceva. Mi-e milă de sufletul lor. Știu, adică am crezut că e multă hoție. Și e și multă hoție. Bă, dar M cel mai mult este... E neputință. E, e ne, neputință, sună frumos. Este... E neputință, hai să zicem. în în însoțită de conștientizare vezi. care se numește disonanță cognitivă. Mm -hmm. E tot timpul sunt frustrați. Da. Că Că nu ce sunt unde ce ar, trebuie. Cât iubesc ei țara asta și cum nu pot ei să facă. Păi da, dacă tu ești acolo, cine altcineva? Dacă nu tu? Da, mă, dau tot timpul vina pe altă entitate care îi blochează, care... Și în adevăr da. îi blochează. Și de regulă, în afara țării sunt dușmani adevărați. Ori de la Bruxelles, ori de la Moscova, ori sunt... Americanii? La... Da, mă, nu ne Rușii. lasă ăștia. Nu ne Furgii. lasă ăștia, mă, nu. Păi George Simion l-au transformat în spion rus, ceea ce e o aberație. El a fost decretat la, la Chișinău factor instabilizator. Dar nu pentru că face politica rusească, pentru că face politica românească. El se duce acolo că vrea uni, unirea cu România. Și aia nu vor. aia nu vor. Gașca de la putere nu vrea unirea cu România. Ce vor să ajungă șef de județ? Ei vor să rămână șef de stat. Și pentru ei ăsta este... Corect. Este factor destabilizator și au dat interdicție. Și ăștia zic, vedeți, E omul Moscovei. Adică le, le alimentezi. Ideea că dușmanii noștri sunt în afara țării. Ei sunt băți buni, dar nu îi lasă dușmanii. Aș mai adăuga ceva. Aș mai adăuga ceva în toată zona asta. Să nu generalizăm. Nu toți care fac parte din clasa asta sunt la fel. Sunt încă oameni smart, educați, cu intenții bune patrioți. Mi-e frică să mai spun patriotism acum, că a fost arestat de, de ăștia care vorbesc despre patriotism ca ceva extrem. Cei care țin cu națiunea noastră și mai, mai, își mai doresc să vorbim limba asta peste 20, 30, 40 de ani. Mai sunt oameni acolo. Am început să cunosc oameni din ăștia. Nu contează, nu, nu, nu e o regulă dintr-un partid sau altul. Problema este că așa cum a spus dumneavoastră mai devreme, s-au obișnuit. Ei nu, nu dau glumele șefului, dar s-au pus acolo la umbră. S-au pus la umbră acolo și se mai mută dintr-o parte într-alta, sau cam cam liniștit să schimbe lumea. Și cred că. Au văzut că nu formează lumea asta fără... critică și că nu pot să influențeze. Da, cred că lumea fără oameni care visează să mai schimbe lucrurile atunci când e rău, începe să fie cinică. Și pentru noi, ca nație, și pentru noi, ca individ. Și de asta ne trebuie oameni care fac. Care fac. Bă, fac. Ăstea și ăstea și ăstea. Vin și spun și fac a doua zi. A treia zi fac. Nu povestesc peste 10 ani sau peste 4 ani, mai vedem dacă fac. Fac da. în fiecare zi. Și cred că etapă fac și în care... povestesc ce au făcut și, și arată cum au făcut -o și împate și pași. Și îl în da. 100 de oameni care au făcut, și după aceea ei continuă să facă așa cum au promis. Poate s-au gândit prost. Dacă s-au gândit prost, da. trebuie să reașeze că nu tot timpul strategiile sunt bune din pix. Trebuie Așez. să vezi ce se întâmplă. Ne-am învățat stoicismul. Nu ar rost să ne ducem ca proști cu capul în perete. devenim nefericiți. Da, exact. Să ne regrupăm, să vedem dacă ne-am gândit prost și să o refacem, și apoi să tot spunem ce facem, frate. Până spunem, până când oamenii încep să creadă în duori. În oameni care fac și spun ce au făcut. Spun ca în public speaking. Știi care sunt regulile în public speaking? Spunele ce o să le spui, spunele, spunele ce le-ai spus. Nu, la fel de aici. spune ce o să faci, fă, spune-le ce ai făcut. Oi, de la început, după aia, din nou. Ok. Ce urmează? Ce, uh, ce ar să mai auzim despre proiectul în care v-ați băgat? Unde, unde vă pot prinde oamenii în același loc? Măcar Sperăm pentru un selfie. Prin țară, așa? Dacă, dacă avem uh, finanțare și uh, ne, uh, ne finanțează oamenii să plecăm și să plătim săl și să ne vedem, sper să ne mai vedem prin țară. Deci le punem la început pe gb.ro da. și după aia unde o să le găsesc oamenii? După aia o să le punem mai peste tot. O vedem unde ne primește oricine și treze... inclusiv în diaspora. Inclusiv în diaspora, pe onetiu.com. Le punem pe toate locurile în care avem acces să și ca să nu mai vorbim despre de profitabilitatea de sau ceva, direct din venituri 30% ca să nu mai fie discuții, că stai să vezi că era atâta da. profit, ai luat-o, nu știu ce și ai cumpărat o masă neagră și ai diminuat profitul. Nu, direct din venituri. Hai că nu din tricou să te îmbogățești. Ah, știu, dar știi că întotdeauna trebuie să fii foarte precaut la orice faci, că da. uh, oamenii câteodată cred că faci bani din educație, din podcasturi. Deci noi dacă îmi face, dacă îmi vinde covrigi, dacă îmi vinde lucruri de-astea simple noi am, fost mult, am fi fost multimilionari. Dar vezi că, uite, suntem o generație de oameni care, care punem contribuția înainte altora și pe bune da. asta poți să mă înjure cine vrea. În sufletul meu știu clar că atunci când vreau să i duc pe alți oameni să trăiască mai bine, să fie mai autonomi, da. să fie mai, mai să gândească critic, că de asta ne-am luptat, să putem avea opinii diferite și să putem vorbi despre ele până ajungem la o soluție comun care să, fac, care, care să ne ajute să facem ceva. Cât timp eu știu în sufletul meu că fac asta, Orice om care face asta nu e decât un hater și e liber să aibă opinia lui, dar spune da. despre el, nu despre mine. Da. Când te înjură, de fapt se înjură pe el. Păi treaba lui. E tai, a ta duce mintea pe el. Uh -huh. Bine. <laughs> v Bine. Va fără replică. Nu că e bun cu vorbele. Da, nu, e și cu faptele. Avem nevoie de mai mulți duori, nu? Cum zice acolo bun, deci uh, sper că s-a pus ce Ioana să le pună pe site dacă între timp le căutați pe gb.ro, o să apară și pe onetiu.com uh, le mulțumesc invitațiilor noștri, le urez succes în activitatea lor, să ne și pe noi când îl convingeți pe Micio Ioana să candideze sau măcar să se trască dacă candideze sau nu o să-l rugăm dacă se hotărăște să-și anunțe într-un context public, pe ar că trebuie Bine, dar adevărul că nici celălalt nu și-au anunțat candidați încă. Dar adevărul că nu există niciun candidat acum. Există niște postere prin exact. oraș. Oficial care sunt oficial... postere, dar nu. Niște nu. Postere, dar nu <laughs> sunt candidați. Până una alta, practic, nu avem candidați. Dar vom vedea. Vom vedea dacă, da. dacă e momentul potrivit pentru țară. Dacă am dreptate e... când spun că paradigma a ajuns la... Da. Nu mai poate mai mult. Nu avem candidați cu înainte de alegeri. Deci cea mai tare chestie pe care am auzit-o a fost că Mircea Joana are, are procente atât de mari? Că nu a fost în România în ultimii ani? Că nu și-a și ură pe aici, știi? Mai e un lucru. e are confirmare din afară. Evident. Și asta funcționează Evident. la România. Da, dar asta vorbește foarte mult despre cei care sunt aici. Nu da. e vorba că a lipsit el, e vorba că cei care sunt aici nu au performat. Știți ce vreau să vă Fake spun? News? Haideți să terminăm cu o notă de asta. Uh, și umoristică poate fi, dar să fie și optimistă. Știți, Hegel are în fenomenologia spiritului, în capitolul 4, se intitulează așa. Să să citeți capitolul 4 ca să că nu vă putem verifica. Da. Eu recunosc că ușor. Ba, tocmai de azi, să fie Hegel, mai ușor. Fenomenologia spiritului, capitolul 4. Și apare acolo. Stăpân și slugă. În care el spune așa, că orice relație dintre doi sau mai mulți oameni să decantează până la urmă într-o luptă pentru putere. Cine e stăpânul și cine e sluga? Marxism. Păi el zice că și în familie. Marxism s-a ocupat de clase sociale, de De El spune că și într-un cuplu. Unul este stăpânul, contrazice. celălalt e V-aș contrazice. Păi... La noi e democrație pură. Păi Pide știu, haos câteodată, dar... Știu, îl contrazice pe Hegel, nu pe mine. <laughs> Eu, ce vreau să vă spun? E bună vrăjeala asta, știi? Cre... Când citești dintr-o Cre... carte, da. nu mă contrazici da. pe mine, dar foarte interesant. Păi vreau dar, să vă, vă spun, spun că el e contrazis, de zi. fapt. E ce înseamnă să el contrazis de creștinism. Pentru că Isus Hristos a venit cu o pildă când le spală picioarele uh, ucenicilor lui. Și Petru zice, cum să-mi tu mie picioarele, învățătorule? Zice, nu înțelegi tu ce fac acum. Țineți minte, după ce le spală picioarele și șterge, zice, țineți minte, dacă vreți să fiți primiți, să trebuie să fiți ultimii. Este exact ce spune la ora actuală teoria leadership -ului. Ce spun cărțile alea care se numesc uh, liderul mănâncă ultimul da. sau uh, liderul servitor, este exact după modelul uh, spălatului picioarelor. Deci aici nu mai e luptă. Creștinismul nu propune luptă pentru putere, asta ar însemna expresia dumneavoastră politică fără politică. Deci să facem politică pentru oameni, să facem politică vin de la polist citate, da. să facem pentru binele cetății, dar nu pe raportul de putere. Nu, bă, bă, tu execuți ce spun eu, tu ești ne instrumentul trebuie, meu. Ne trebuie mai multe femei în ecuația asta, pentru că. Așa este, au altă niște, psihologie. Au, alt, au altă. noi da. suntem ca niște cocoși proști care tot timpul ne găsim ceva. Ne, de, -cănim, -cănim un, un și noi, ne, ne ciocănim, ne ciocănim, și ne încordăm. Ne. Dacă te uiți la un restaurant, șase băieți, deci mor când îi văd, vin la restaurant, vin împreună și deodată se separă. Fete băieți. Băieții stau. Mamă, ce tare sunt fiori în ce mașină mea. Bă, deci, indiferent de clasa socială, băi, te doare capul. Femeile în partea cealaltă nu mă apropii prea mult să ce vorbesc, că pare dubios. Dar de ăștia stau mai aproape, că nu mă... Ele simți că împărtășesc frate, ceva. Bă, nu se poate cu atâția bărbați care nu se încoardă. Trebuie să vină femei și asta e un call to action pentru toate femeile din România să-și găsească vocea să iasă în față. Okay. Să iasă în față și să reziste câțiva ani. Câțiva ani de mișto. În care de, misoginism. de misoginism. Dacă nu rezistă ele ca o generație, Va continua sute de ani, am văzut un raport că treaba asta va continua 200 de ani dacă nu se schimbă ceva fundamental acum. Egalitatea asta. Bă, trebuie să iasă și să-și arate valoarea. Sunt mult mai serioase, sunt mult mai muncitoare, sunt mult mai perseverente, nu au aceeași, aceeași cocoșala noastră și ne completăm bine împreună. Sunt mai empatice decât bărbații. Și sunt capabili de compasiune. Genetic, funcțional, da, sunt mai empatice. Și, să ne mixăm mai, mai și egal. sunt administratori mai inimoși, cumva. Băi, noi am da. fost mii de ani bărbații la conducere. Uite unde suntem. Nu ne place nici cum. Hai nu, să le mai lăsăm mă, și pe nu ele. Nu poți să alegi una dintre tabere. Bă, și... Hai să le alegem și pe ele. Să fie egalitate, Așa frate. Este. Să vină și ele. Din punctul de vedere, total de acord. Da. În toate țările în care s-au pus femei în poziții de conducere, a crescut pib Da, aici, aici eu am o mențiune. Nu că s-au pus. Că dacă începem să le punem... s -au... Bă. Bă, fii atent. Deci, nu, dă bă, nu de dragul exact. să fim egali. Adică, nu să fim 50-50, doar nu contează da. competențele. Nu Eu le încurajez să aritmetica. iasă și să-și arate pe pe competențele. Egalitatea șanselor. Egalitatea exact. șanselor egal. exact, nu cotă, nu uh, garan să-i garantezi. Da. Uh, accesul. Nu clausus. Da. Exact. Dar știi, am văzut o chestie. Dacă o femeie nu știe 5-7 lucruri din sau nu știe o chestie din 10, ea zic că nu-i pregătită. Un bărbat dacă știe două, dacă știe două, ce? Hai mă, mare șmicherie. Deci noi avem o perspectivă diferită. Avem o perspectivă diferită asupra modului în care facem. de doers, da. știi? Am și pentru fete, știi? BDS ii mm. nu știu ce, mesaj și pentru fete. Bă, Trebuie să depășiți perfecționismul ăsta. Fetelor, mă uit la voi, femeilor, depășiți perfecționismul ăsta pentru că n-aveți cum să fiți perfecte din prima. Ieșiți, greșiți, îmbunătățiți da. repede, avansați, învățați, mergeți mai departe. A, asta e o problemă pe care o, o văd și în jurul meu, că avem o grămadă de fete în toată ecuația în care operăm noi aici. Uh, Într-adevăr, le, le iau un mai mult timp până prin curaj. Dar după ce pornesc să rachete? Da, știu, dar uite cât timp ia cât sunt fel. și meticuloase, sunt responsabile, da, sunt, mult mai sunt rezistente la efort. Așa este. Da. Așa este. Și încă o dată, dacă noi am băgat, am dat mai multe oportunități și am oferit, am, am pune mai multe femei în poziții de decizie, cred că am crește mai repede economic. Pentru că încă o dată, este dovedit statistic. Eu am pus prima dată în 5-17 în ani. Prima dată că nu s-a potrivit. Uite, am avut 3 trei, trei ceo -or bărbați. Anul ăsta este femeie, primul dat, prima dată la Life Care, unde sunt sute și zeci de mii de distribuitori în lume. Bă, se schimbă, are, are altfel de vibe organizația. E de curând, de câteva luni. Bă, dar are altfel de vibe organizația. Nu mai se simte cocoșul ăla care stă peste tot așa. E un fel de incluziune. E foarte interesant. N-am experimentat până acum o chestie în vârful organizației să fie Ș femeia. Știți sub ce generic aș spune eu? Ce spune dânsul acum? În uh, 1989, anul Revoluției, a apărut o carte de psihologie capitală, dar n-a mai avut nimeni timp. Era anul de Revoluție. Venise ora Revoluției, înțelegeți? Și nimeni n-a mai citit-o, nimeni n-a mai... Eu am citit-o. Nimeni n-a mai comentat-o, iar autorul Cătălin Mamali a plecat în America și acum e mare profesor la Phoenix University, nu știu unde, într-o mare universitate. Se numește așa, balanță motivațională și coevoluție. Și încercând, dacă vreți să traduc pe scurt titlul ăsta și conținutul cărții, este că acolo unde există motivație suficientă uh, apropiată între două sau mai multe părți, să naște cu evoluția. Evoluăm împreună, creștem împreună. Și bărbații și femeile, și managerii și executivii. Știe? Aia zic că, nu, că nu, nu, nu poți să o faci solo, nu poți să o faci doar cu cei ca tine. Da. Trebuie să învățăm să spunem și nu sau. Da. da și, puteți să... si, si. și mai e și subiectul si, 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 si. despre de imigrație, pe care, în care n-am intrat, și care iarăși prezintă și avantaje. Sunt multe lucruri de povestit, dar mă bucur că măcar a, a zis că stăm o oră și un pic și s-au făcut două. Mai chemați-ne. <laughs> noi suntem bă, principiul eliberare treptată. <laughs> de-abia pe la ora am început să vorbim. eu v-am zis? <laughs> după o oră jumătate, începinte. Nu o interviul. să tai începutul și să pornești direct după o oră, că de-abia atunci ne-am încălzit. Ai zic. Bine. În profesor Borțun? Cristi, ca să nu zic domnul Nețiu. Poți să spui, bă, Cristi. Bă. vă mulțumesc că ați venit. Mult succes cu ceea ce faceți acolo. Și vă așteptăm până atunci la Curiosity Summit. Încă o dată, mai fac o altă promo. Veniți, eu, nu știu, nu, nu, cred că o să port tricou cu mici. Mai avem și alte peciuri pe gf.ro. Să fac un promo la business-ul pe care l-am făcut cu Onețiu Bă Cristi. bă Cristi veniți la Curiosity Summit pe 24 aprilie dacă vedeți chestia asta în timp util sau urmăriți-ne pe george.ro pentru că nu este ultimul, eu cred că avem nevoie trebuie să ieșim din silozuri și să vedem ce fac și ceilalți să stăm de vorbă unii cu alții să aflăm chestii pe care nu le știam pe care le fac alții pentru că s-ar putea să ne schimbe nu doar prezentul ci mai ales viitorul cred foarte mult că 2024 este practic acum începe ultimul cincinal înainte de necunoscut mm. și uh, v-aș lăsa cu ideea asta Cam atât însă pentru astăzi. Încă o dată le mulțumesc invitațiilor noștri, le mulțumesc mai ales membrilor care ne susțin cu abonamentele lor lunare. Nu uitați să dați un like, o share și un subscribe și până data viitoare să vă fie numai bine!